Vreau să-mi stingă stila măhnitei mele guri. O, mare! Împrumută-mi să îmbrac atale zale și înaintând cu ele, sclipind spre ucigași, să-i scuip cu milioane de valuri infernale, să-i îngenunchi în fața speranței moarte. Lași! Mergem la podcast? Gata, merge. Mamă, dar cât Academia are netuhorică să iau ticii pe aici, frate? Ce? Pe aici facem și turul așa cum ar veni? Da, cursuri de antopia, antopia. Nu le am cu astea. Eu am vrut să cânt la vioară, dar nu stătea berea pe vioară și de-aia am vrut să cânt la pian după aia, acolo. Avem și balet. Nu, nu mă ajută să rămân, am să iei, drăguță, dar... Atunci hai la podcast. Hai la podcast direct. Ușor așa, mai urcat, mai coborât, am slăbit. 10. Gata. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Da. Alo? 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 1, 2, 3. Și? Băi, băiatule. Să trăiți. Bine v-am găsit, bine, să trăiți, un să campion! Să invită pe ritmuri de campion! Trăiți, să trăiți, bine v-am găsit! Ia ustat! Și așa susul. Stai că se vede burta la mine. E singura cămașă, ia! Singura cămașă care mă mai cuprinde. Dar ăsta e un ceva cunoscut ăsta, lasă Champions League, dar... E la mama lui. Despre ce este? The best and the better, de aia e. Cu mai bun, mai... Altius, Citius, Fortius. Nu, no, ai, da, aici? Aici este albastru. Să trăiți, să nu mi-l tragi când mă așez. Nu, nu, nu. De fie... Nu, acum mă gândesc. Stai, mă, să nu mi... Nu mă trag, bă, stai, măi. Stai, mă, să nu mi-l tragi. Ah! 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 Era sigur. Auzi, dar ah! Tu îți dai seama că în momentul de față, după cărțile pe care le-ai scris... Asta cruce, bă, băiete, că... Auzi, după cărțile pe care le-ai scris tu, îți dai seama că noi practic stăm fără alte conotații, da, pe două scaune, unul roșu și unul albastru? Da, eu am scris mai multe cărți decât am citit. Sunt singur, singurul om din lume care... Nu, e singurul om din lume care practic... A citit... Da, știi de ce, pentru că tu ești singurul om din lume care a incendiat biblioteca din Alexandria pentru a-ți face o proprie bibliotecă, pentru că ai singura care te bătea. Păi eu trebuia să vin cu ceva de băut, nu? Da. Deci această melodie am compus-o astăzi. M-am gândit ce melodie ar fi bună pentru... Te-ai numai de-a n-aia că să faci asta și... Asta e pentru tine. Când vrei, ma. Când vrei, când începi să cânți... N-am mai fost într-o academie de 20 de ani. Aia era biblioteca Academiei. Da. Fost da, în biblioteca Academiei, deci asta se cânt. Foarte, stai să mă uit și eu un pic, că te... Am crescut cu concursurile dumneavoastră, domnul Bregi. Pe bun. Știu și cum era Cezaro Bingo și cum era mai muțica aia. Frumos. Să rămână că m-ai primit. Dar cu ce? Adică de unde acea ocazie să vin eu? Ce ți-a venit? Nu mai aveai? Cine te-a refuzat? Cine trebuia să vină? Nu, am zis toți academicienii să stea la ușă. Am înțeles. Toți oamenii să rămână acolo pentru că eu vreau să îndrept o nedreptate. Eu. Ia. Da. Așa. Și aici ajung la motivul întâlnirii noastre de astăzi. Cătălin Oprișan este un om care... Pe care? Care după o întreagă activitate desfășurată în spațiul ăsta online și TV în special... Carpato Danubiano Pontic. Aici, pe acest internet parșiv de cele mai multe ori, nu are pagină de Wikipedia. Astăzi vom pune bazele acestei problemă. Vom îndrepta această problemă. Adică tu la valoarea ta, născut pe 26 mai 1976, cu o zi după Vanc, Cornel Ilie, care este 25 mai. Și o zi după fiimea care e născută pe 24 mai. Da, dar nu 76. Nu. Ei bine, așa? Eu cred că astăzi, și cred că astăzi este prima dată când
aud exact data și anul și luna nașterii tale. 26 mai 1976. Un an senzațional, un an foarte bun. Ce s-a mai întâmplat în anul? Eu m-am născut eu. Atât. Ai eclipsat toate evenimentele. Da, și a apărut aia, Philadelphia 76ers, echipa de basket. Ah, da, da, da. Ia. Yeah. Mai ritmată trebuie un pic, dar e ok. Nu, nu. Nu, că asta nu-i fă chestii de ritm. Asta e o chestie pe care noi pregătindu-ne pentru concertul pe care l-avem la 30 de ani de viață publică. Ești bătrân și mata. Ce-ar scuze? Gripa. Da. Așa? De fiecare dată facem chestia asta și asta e o melodie de lui Sinatra. When I was 17, când aveam 17 ani, ce frumos mai era. Voi terminați cu prostiile astea cu 16-17 ani. Toată muzica românească îi vrea să întoarcă la 16 ani și tu vrei cu 17 ani. Tăticule, mai dai încă o dată la carnetul de șoferi. Potoriți-vă cu tâmpenile astea. Da? Mai dai încă o dată bacul, mai dai încă o dată examenul la facultate. De ce nu vă gândiți niciunul să scoateți când aveam 19 ani? Toată lumea, e ăla uții când avem 16 ani, ce nu știu ce cu tare. Mai e Delia acolo, altul cu care are diatârna alea, agrafa aia aici sau ce atârnă. Dan Teodorescu? Teodorescu. Vreau să mă întorc la 16. De ce vreți toți la 16 ani, ați nebunit? Dați examen din nou la șoferie, gândiți-vă la treaba asta. Adică fă-mi nu puteți... cu Sinatra. Nu, da. Să schimbe melodia. Nu, nu puteți un pic cu 18 ani și un pic? Ăsta îl tragi unde vrei tu. Da. Stă? El să trage înapoi. Uite cum le schimbă. Asta e ca tânăr, vreau mereu să fiu, să beau așa cum știu, păi ca ce? La 20 eu de ani. Eu înțeleg, mă, dar apă bem. Apa nu este bună nici la genunchi. Pentru că trebuie să bem. Bem, Maria, te chero. Ia, fii atent. Nu, stai că aici trebuie. Pentru că trebuie să bem asta. Foaie verde, foaie lată. Haide să... Mai bem o dată. Să cinstim o dată. Ia. Apropo, câte știi tu cu bem? Bem, Maria, te chero, bem. Să-i ardem o beție, beau, de pomină să-i fie. Beau. Și după o săptămână, ce s-a întâmplat? Să mor cu sticla mână, uite așa aș vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Unde? Într-o crâșmă din obor. Să scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa aș vrea să mor. La mulți ani, bine ai venit! Bine te-am găsit, sănătate! Doamne ajută toată lumea! Hei, ne Alexandru Iancuza, bem din dumnealui? Da, exact! Ăsta este momentul în care istoria ta, prins cu viața, pasiunea ta, pasiunea se mixează cu vinul Cuza, de la domeniile Cuza. Tu îți dai seama că totul aici e istorie, în afară de mine. Da, în afară de noi doi. Așadar, dragii mei, astăzi Wikipedia, deci internetule, alea-s camerele mele, alea-s camerele tale. Deci tu vorbești acolo și aici, am înțeles. Nu, dar vreau să mă uit în ochiul Wikipediei direct. Wikipedia. Să rămână doamna Wikipedia. Doamna Wikipedia, așa, Cătălin Oprișan, 26 mai 1976. Bă, stau că e urât asta, bă, potolește un picuț. Că asta nu se fac la oameni în viață. Ai vreun gând cu mine? Să nu... Astea sunt postume. Tu știi ce... A fost un cutare sau... Tu știi ce... Bă, nu, asta sunt postume. Să spun și de ce. Da. Pentru că eu am încercat să-ți caut ziua de naștere. Doar prin relație am aflat-o. Știu și unde ai sunat. Să-ți fie rușine. Că puteai să mă întrebi. Dar tu crezi că securitatea a murit? Astăzi, tot ce va mânca... Asta e bine, când aud asta. Ce vom mânca, Cătălin? Exact asta trebuie să treacă, preferințe culinare și mai departe. Nu mâncăm fizic? Când ai zis astăzi ce vom mânca? Ba da. Îi plac plantele? Nu, doamne ferește. Mușcatele și lalelele. Uite-te puțin și în colinde. A trecut, deci asta când? Să dă în ianuarie. Da, au trecut coline. Ai auzit vreun colin? Că ești om de cultură, de muzică. Să ne dați ori, nu ne dați. Aici fasole cu cârnați și în post. Că m-am și aprins un pic. Ai auzit vreodată ne dați ori, nu ne dați quinoa, avocado? Cave, știi? Cum îi seama? Cave. Cave și toate prostii. Ai auzit vreodată? Nu. Ne dați ori nu ne dați, agrișe. Că ar fi putut. Bă, existau pe vremea aia. Eu cred că ăia din Samoa au niște lucruri asemănătoare. Dar crezi că le mănâncă de Crăciun? De astea? Nu cred, dar cu siguranță. Ia du-te tu și dă-i unui copil mic nuci și astea. Poate la țară unde se mai păstrează tradiția. Acum îți dă cu nucile în cap. Mie să-mi dai lebăr, mie să-mi dai ceva consistent. Formidabil. Nu? Știi că Bruce Lee,
Dumnezeu să-l ierte, așa, a avut un frate vegan, Broccoli. Da, da, era, da, știi? Da. Broccoli, și încă da, ceva, mă uit, da, acolo sunt camerele, dar mă uit, da, în ochii tuturor celor care ne privesc în acest moment. Bruce Lee a murit din cauza că a băut foarte multă apă. Asta apă, am auzit, deci, marele eu, Bruce Lee, nu mai beți apă, tăticule. Marele Bruce Lee a murit. Bă, prișenă, nu mai fă bășcălie cu așa ceva, nu se glumește. Atenție, bea foarte multă apă, rinichii lui nu puteau să facă față, din cauza că bea foarte multă apă. Cât ai auzit tu la apă cu întuneric să se blocheze rinichi? Tu, tu vorbești că e interesant subiect. Da, tăiați la montaj asta. Da? Nu. Nu, bai, be, nu, puneți mâna. Știi de ce a murit Bruce Lee? Pentru știi că nu a făcut... Știi de ce când chitare? Știi de ce când... A, e bună dacă face fâs. Ia. Face fâs. Cel mai frumos gomot. Iar dincolo de chestia asta, a, așa trebuie să facă... Face semi cum ar veni. Exact. Dragă Bruce Lee, acolo fantoma, fii, da, vrătăcitori. Vezi că n-a fost, cine a fost? Brandon. Nu, dar cine a fost? Alam sau cine a fost, dacă cânta la el la mormânt? A, Jean de la Craiova. La care, unde e mormântul Bruce Lee? La Seattle. Nu e, nu e Seattle. Mi se pare că e Seattle, Simon, nu e? Nu, răspunsul este într-un cimitir. Dar nu contează asta. Asta este poanta cu cum se numește femeia care știe tot timpul unde e bărbaxul. În... Văduvă. Nu, voi să-ți prezint, pianistul meu se numește Marius Vodov. Da, crezi că nu știu? Mă, dar securitatea n-a murit, tu chiar crezi? M-am găsit da, cu de oameni... unde știi? Oh, m-am găsit cu oameni pe sus care sună la concursuri. La... Tu chiar crezi așa cu... Ai dat concurs? Nu, cu altcineva pe... Deci e o lume mică asta. O lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Și acum ce ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. Atenție, am prezentat vreo 9 anișori lumea copiilor din 81. De la început, pe mine tu ai fost la televizor, da, de la 6 mult anișori, înaintea mea. Bravo, vezi? Doar Dana Mladi și Dubana au fost acolo. Băi, acolo, ei sunt veșnici. Ei sunt veșnici. Dar știi... acolo i-am găsit. Am o întrebare vis-a-vis de Dana Mladin. Da. Te-a pus vreodată să faci o poză cu poșta? Nu, nu, că era mic și n-avea încă bucuria asta. Nu, 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 acum! Nu, am scăpat. Nu, de ce? Eu n-am scăpat! Nu am incredibil scăpat! Până Dana Mladin m-a rugat, te rog frumos. Dar tu crezi că la mine în militar, în țețe mea, acolo există cutii poștale? Adică și dacă m-ar fi rugat în genul Cătălinu, eu de unde să fac? Uite, deci mergi cu mine în țețe mea, da? Așa. Și căutăm o cutie poștal, 3 zile stăm. Păi da, dar tu vrei să spui că tu nu te-ai dus niciodată pe o insulă străină? Nu, mie îmi place la Giurgiu, la Brăila, la lasă-mă, tu ai văzut niciodată în Spania? Ba da, e? Și nu m-a pus. Nu m-a pus. Nu te-a pus? Nu, oamenii i-a trimit e-mail-uri, ei nu trimit acolo. Vreau să spun un singur lucru și am auzit, știu de poveștile tale în legătură cu Duban, dar vreau să spun un singur lucru. Tu l-ai văzut pe Duban ultima vreme? Nu, că ne face de râs. Dar nu ne face de râs corect. Că n-a fost cu slăbire. Mi se pare că... N-a fost cu slăbire? Sau de asta vrei să zici? Cred că da, avea o față așa mai sub... Păi da, dar a umblat Dubane, ai umblat cu un bisturiu. Vorbesc serios? Șmecherie, tăticule, când ne apucăm... Tu vorbesc serios? Așa s-a auzit. Nu cred. Toți frățiorii noștri ăștia care vin și să bat cu cărămida pe burtă, ei au umblat, tăticule, șmecherie, și dacă ieși, dă-mi 5 ture aici și azi slăbim 3 kg. Cătălin Oprișan. El. Mâine îți dă telefon... Fii atent acum. James Cameron. James. Îl știu. Da. Vă cunoașteți. Păi a făcut Titanic-ul mai acum 25 de ani la altele. Da, da, asta e. Da. Dragul meu, facem o reeditare, tu peste 20 de ani. Și spune, ai o drastică cură de slăbire. Așa. Ce faci? Nu mă bag. O viață avem pe aia, o trăim în cură de slăbire? Acum, cântărim toate chestiile astea. Da. Poate că acum sunt unii oameni care ne urmăresc, băi, să fac, să-mi tai să stomacul, să slăbesc mai nu! Mult. Nu! Nu, tăticule. De ce? O ținem toată viața într-o cură? Mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău că n-ai mâncat. Da? Asta este lozinca după care iartă-mă, mi s-a făcut foame de la mai vorbele bine, colegului. Mai bine să-ți... Da? Mai bine hai mana decât comunist. Mai bine mor decât comunist. Decât fomist. Care dintre noi oare? Nu e butaforie, adică se mănâncă, nu? Se mănâncă, da. Sunt făcute chiar de colegul meu Octavian. Doamne ajută să mă... Iată, colegul nostru Octavian, șef în timpul liber. Băi, dar ai pus și carne în salata asta. Da, bineînțeles. Nu e din aia de... aici e pâine, aici este... Doamne, sunt două umplute, iubire? Da. Să vă este... țină salată de bă. Să vă țină Dumnezeu cu obiceiul ăsta toată viața. Să nu-l uitați niciodată. În orice caz, vreau să te felicit. Ia.
La podcasturile la care se mai îngurgitează, da, în bucă ceva, da, ai trecut și tu, în, ai intrat, da, și tu. În, mă bucur foarte mult. Da. Pentru cum că, să stai cu dinaintea goală? Cum să bei, 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 Maria, da, fără să mânci, da, mânci, mânci? Tăticule, și Domnul nostru Iisus când s-a dus, ei aveau dinaintea goală? Când a intrat și a zis, vreau și o masă de 26 de persoane. Și a zis, și a zis, cât a zis, voi sunteți, cu 26, la... voi sunteți 13, a zis. A, da, dar stăm numai pe poartă. Așa și noi. Dragul meu, astea sunt preferatele, da, mele. Nu le dăm, deci, cioc. Se ia, se ia, nu știu, se ia cu mâna. Așa. Se ia cu mâna. Și? Deasupra... Să vă țină Dumnezeu. Dar ce-ai pus deasupra, mă? Asta. Cum? Asta. Gogoșarmă. Asta e. Asta. Iertați-mă că vorbesc cu gura așa. Nu, te rog, te înțeleg. Nu, asta iarăși nu-mi place la voi. Bă, tot timpul după ce mâncați ceva, ce are în ea? De unde începe? Pune toată mâna și mănâncă. Nu întreba niciodată. No, no questions, nu. Ask. Uite, curge ca Niagara, uite cât e de bun. Fii atent cum a intrat. Stai să întreb, au ce-ai pus deasupra. E bun? Hai, noroc. E rog, oameni, că știam venea mai devreme. Aveți și desert? Uite ce, întinzi nota aici, da. Calmează-te. Când văd mâncare, crezi că mă pot calma? Mamă, și cu nicuța asta. Care a fost cel mai tare chef al tău? Cu băutură, cu mâncare, cu... N-am băut în viața mea alcool. Niciodată? În viața mea alcool. Ok, care a fost cel mai tare chef al tău cu mâncare și cu prieteni? Tocmai asta e ideea, zic că ăștia bădă ăsta cântă Gică Petrescu cu Fanta. Dă-i seama dacă s-ar îmbăta? Hai să-l îmbătăm pe Oprișan. Dar apă cu întuneric. Hai să-l îmbătăm pe Oprișan. Nu-s bolnav, n-am nimic, dar... Ai o chestiune cu băutura? Nu. Nu vrei? Nu, nu vreau. Dar știi că în fața ta, da, iartă-mă, înainte să-mi spui, știi că în fața ta este omul care acum, la vârsta onorabilă de 50 de ani, nu m-am îmbătat niciodată. Deci vezi că se poate? Da, da, eu iau pe vârful buzelor. Și eu la fel. Și dau pe toată. Am plecat la 8 într-o excursie gastronomică cu niște prieteni la o masă și s-a terminat pe la 7 dimineața. Ei erau trotili toți. Eu băuse 3 litri jumate de apă cu întuneric. Că ei dacă beau, hai noroc. Bă, zic, nu merge cu suc. Dăm cu omul, nu cu sucul. Hai noroc. Pe la 8 jumate dimineața, deci aveam 12 ore, am zis, frații mei, eu vă înțeleg, n-am mâncat vartata, am 3 kg jumate de apă cu întuneric în mine, sunteți nebun, vrei să bubui? Păi nu mă mai rezolvă niciun medic. Și a zis, Opriceanu, să fii curat pe de răuntru toată viața ta. Nu o să ai niciun fel de problemă. N-are ce să se lipească de tine. Eu aveam mai mult apă cu întuneric decât sânge în mine. Aveau curățenie sufletească de, exact, nota 10. Exact, că mai mă și întreabă băieția la spălătorie, o spălăm tot așa cu apă cu tuderii, vă facem jecțiile? Și eu zic, nu gândesc, știi? Cum ar fi să spele? Aș vrea să-mi spălați și mie mașina, da, asta cu vodcă și, da, puțin daiquiri la final. Cum ar fi dacă eu vă spun despre, Doamne, reîntoarcerea acasă de la maternitate? Fie foarte atent. Acasă. Bravo. Știi că nu mai, n-am mai auzit melodia asta pe acasă. Păi l-au pus pe program, e la Verces, la mine e postul 35, cine mangea acolo. Ia. Înțeleg că atunci când te-ai întors de la maternitate, ai dat cu ochii de bibliotecă. A, cu ore și cu zile, Edmondo de Amicis. Ți-ai, deci, făcut lecțiile, da. Noi avem acea... Aveam bibliotecă mare, neagră, din lemn de nuc, care n-a căzut la cutremur. Atenție! N-a căzut, că eu 7-6 și cu tremurul m-a prins când aveam 9 lunițe, că acum numai așa se vorbește cu luniță. Eu sunt pe un grup de mămici, în continuare am rămas, și copilul ăsta a prins o luniță și atunci știi, 2 lunițe, 3 lunițe. Și alunelul hai la joc. Da. Dar și tu faci diminutive la prenumele tău? Da, Cătălinuș. De ce? Că așa sunt cunoscut în cartier. Adică, bă, eu am rămas cu picioarele pe pământ. Stau tot de 41 de primăveri, stau acolo. Vezi, asta e o explicație foarte serioasă, pentru că mie nu sunt Cătălinuș Oprișan. Parcă zici sunt Cătălinuș Crișan. Și aș vrea vorbește, da, știi, ceva, da, din ăsta. Nu, Cătălinuș al vostru. Pentru Cătălinuș. Că te gâdilă și e din cartier. Te alintă. Unde să mă gâdile? Te alintă. Ah, da. De exemplu, mi-am pus centrală termică. Așa. De 3 ani de zile. Mă spăl când vrea mușchii mei, dar eu în sufletul meu am rămas alături de populația grea încercată. Sunt toți refugiați termic acolo la mine în militari. Și atunci eu încă sunt cu ei și lumea ce, bă, Cătălinuș, ce băiat, el și-a pus și face baie când vrea el. Dar, bă, tot țipă pentru noi. Știi când se face diferența, nu? Când intri în lift. Toată, da, lumea. Da. Ce bine miroase Cătălinuș. E ca la Vocea României, zice. Da, zice ca la Vocea României, zice. Azi am întors 4 scaune în autobuz, știi? Exact așa. Că nu te speli, torci câte scaune vrei tu. Ești vechi. Asta a fost prima poantă pe care am auzit-o, da, când eram la Vocea României.
Și bineînțeles, vreau să vă spun că... Da, stai să... Iartă-mă, da, scuză. Da, te rog, te rog. Ca să explicăm oamenilor. Da. Deci Edmondo de Amicis a zis ăla cu core, cu core, zile, cu nu știu ce. Și a zis, bă, băieți, să poate trăi și dacă nu vezi o bibliotecă când intri în casă. Dar e mai greu un picuț. În cazuri, știi? Vorba lui Toma Caragiu, Dumnezeu să le, să poate trăi fără cultură, să poate, dar nu merită. Exact așa și aici. Când ai adus, dacă mai ai cu taitul, hop, ai văzut o bibliotecă, mai stăm de vorbă. Repet, există cazuri de oameni din rural care au reușit să în viață fără să fie avut o bibliotecă pentru că părinții n-aveau de unde și aici chiar nu e de glumit. E adevărat. Da, e mai greuț. Trebuie orgoliu, voință, noroc, bla bla bla. Dacă n-ai intrat, hop, vezi acolo frumos și vezi colecția, biblioteca pentru toți, mai ai niște șanse în viață. Deci, practic, amândoi, pot să spun asta, da, avem în casă, acum, colecția, biblioteca pentru toți. Aia de la mama ei. Au încercat o reeditare, nu mai e parfumul ăla de altă dată. Hai să spun o întâmplare. N-am mai povestit-o pentru că n-am mai avut cine să discut despre... Da, n-ai mai spus-o, nu, nu n-am mai spus-o pentru că n-am avut cine să discutăm despre biblioteca pentru toți. Îți mulțumesc. Eram, treceam pe lângă bibliotecă frecvent. Iartă-mă, asta e bancul cu soacra. Da. Zice, mamă, am trecut pe lângă casa voastră ieri, vă mulțumim. Și treceam pe lângă bibliotecă și la un moment dat zic, amă, ce-s cu cărțile astea aici? Și mă duc la cărți. Ou, 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 Vineto, ou. Oh, Karl May. Asta nu sună, asta nu sună românește. Îl scot de acolo, cred că aveam vreo 9-10 actor român. Ani. Actor român la școala 25 de ani, actor român a fost jucat. Da, 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 da. S-o scot, are o steluță. Ah, uite, două steluțe. Și îmi dau seama că era Vinetu, că era împățit în patru, da, cum erau. Paul Shatterhand. Zic, n-am timp să citesc. Pe vremea aia eram un puști. Hai să... Ai fost și tânăr? Da, da. Și acum se vede tinerețea, da, în ochii mei, da. Scot al patrulea volum cu patru steluțe. Adică, asta a fost prima mea experiență cu biblioteca. Știi cum se te vine tu? Bineînțeles. Nu cu sfârșitul că... Nu vorbesc serios, știi, zice. Aici zace un om, da, care nu... Și la un dat, fiam, deschid. Băi, prea mult de citit. Deci, repet, pe vremea abia învățam abecedarul. Da, aveai 16 ani. Nu, 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 mult, mult mai de... Nu, aveam 20, dragă. Pe vremea abia învățam și mi era greu să citesc. De aia nu m-am apropiat de bibliotecă. Dar după ce am învățat primele litere, primele cuvinte, m-am dus direct acolo. Am deschis asta și prima dată, prima lectură pe care am avut-o, și așa și cenușa lui s-a împărțit în patru. Da. Am citit-o. M-am dus la mama, mai zic, mama, am citit-o. Bună asta. Ce citi, mă? Vine tu. Vine tu. Vine tu. Vine tu. Și după aceea, bineînțeles, au fost spontanele, vine tu la mine, vine eu la, mine, la tine. Paul Shatterhand, caut șamaștii, punctul care ucide. O, Doamne. Și se termină cu aici zace un om care nu a ajuns mai mare pentru că nu i-a fost îngăduit să ajungă. Frumos. Adică dacă nici nu știu, oamenii nu știu cum să termină vine tu, la ce, da, mai da, trăiești, la, la ce bun. La ce bun. La dar, ce mai, da? Dar mi-am luat peste câțiva în revanșă și asta am zis, băi, merită, pentru că auzisem în stânga și în dreapta mea de la oameni citiți din Brașov. Atenție, acolo mustea. Am făcut colegiul ăla de Barosani. Ăla mare, frumos. Dar nu era de Barosan înainte. Dar mormântul lui este la Octavian Goga. Nu, Nicolae la Octavian Goga, da, da. La Octavian Goga nu este. Nu vorbesc de locul în care a copilărit Nicolae Titulescu, l-au mormântat post-mortem și l-au adus după, la biserica Sfântul Nicolae. Da. Și după aceea mi-am luat revanșa și am citit tot Carmeiul. Și m-am bucurat, zic, bă, ce greșeală era să fac, să mă fi mulțumit doar cu finalul, pentru că n-aveam chef să citesc pe vremea respectivă și am citit tot Vinetul. Așa ne-a dat nou la jurnaliști științele comunicării și oamenii ne-au spus așa, în momentul în care vă duceți acolo și voi ați citit un compendiu, sunteți morți. Păi de ce? Că, domnule, n-am avut timp să citesc. Că ăla îți dă o chestie, o finețe, o ceva, un amănunt, da, mic. Da, tu ai, da, citit tot ăla, zici, bă, eu știu că am citit, dar tu citiți și un compendiu sau un rezumat și ăla îți dădea o întrebare de nu era acolo, care nu era acolo. Ce făceai? Și atunci niciodată nu citeam asta. Și apropo, ori le citeai, ori le citeai deloc. Deci, practic, eu dacă acum apar la tine în casă, m-aș simți ca la mine acasă. Da. Dacă a murit aia biblioteca de nuc. Că nu mai e acum acuzate, suspendate cu... Da. Dar știi oameni pe Daniel Nanu, mare ziarist și mare gazetar sportiv, care miroase ziarul. El trăiește cu mirosul ziarului. Dar eu miros orice? Scris. Eu miros a ouă ceva. Miros a gogoșeară ceva. Da. Dar mă rog, ca idee. Exact, zic, asta simt și eu. Înțelegi? Și asta altă miroase a apăcut tuderii. Deci, da, singurul aici... lucru bun la Drum Nou, fostul ziar comunist, da, din Brașov, da, era faptul că și scânteia, evident. Da. Ce vreau să zic. Și după aceea mai era o rubrică, Argus, și știam eu că Argus era câinele lui Ulise. Ăsta era Argus? Da. Mă, sigur? Da, Argus.
Telemach era fiul. De aia scrie pe... știi de ce scrie Telemach pe toate macaralele? De ce? Pentru că Telemach este ăla când întinde arcul. Nu. Ulise este cel care întinde arcul. Da, și vine și cine îl întinde, îl ajută? Telemachus. Eu știam că Ulise singur la... Telemach? Și a trecut prin cele 12 inele știe până la... Știe om, brav, brav. Ulise care este... Eu am fost prieten cu... Vrei telefonul Penelopei? Ai telefonul Penelopei Cruz? Da, Cruz? Penelope Cruz? Alu Javier Bardem? Oamenii se uită la ce, domnule, boi, doi boșoroși s-au apucat acum asta. Mai asta la montaj o mai rezolvați. Nu, adică, și că asta e ideea, adică noi am pierdut tot. Da, ea s-a dus undeva departe. Ea vorbesc de legendele Olimpului împărțite în două, între zei și între eroi, de o povestire de la 8 la 18. Bineînțeles că tot în biblioteca pentru că l-am citit pe toate. Da. Ceea ce vreau să spun este că, apropo de Ulise... Odiseus, cum ziceau ăștia. Categoric. Odiseus. Vreau să spun că eu am avut o... L-am iubit în tinerețe și l-am urât la bătrânețe și l-am... Și l-am repudiat, da? L-am repudiat, știi când? Bă, când ai citit pe James Joyce sau pe nu, ce? Nu. Când, ulterior, ai să zic, mi-am dat seama că, de fapt, din cauza lui a căzut Troia. Și am zis, gata, la revedere. Dacă aici ai mai pierdut pe mine. Deci iată este o analiză a războiului troian, da? Dacă nu era Ulise, așa. Pentru că el avea ideile șugubețe, el era un fel de Talleyrand, mă înțeleg? El era un fel de fitilist, el era cu ideile năstrușnice. Când ai avut timp să citești toate astea? Ți-am zis. Da. Biblioteca nu era de nuc. Era... Și de ce te-ai făcut, mamă, cântare? Să mor de foame? Mă, lănucă! Acum de ce te-ai făcut, mami? Că acum... nu mai bine continuai pe linia asta? Nu, acum e chestia asta, ci că nu-mi place. Când tot tu. Când tot tu, tăticule. Dar, dincolo de toate, dragul meu, cum zice și vorba, yeah. Castigat ridendo mores. Da. Adică dacă râdem, trecem peste problemele. Da, râzând, îndreptăm moravurile. Obiceiurile, moravurile, da. Așa, dar nu e așa? De un miliard de ore am zis, în fiecare zi mă trezesc cu asta pe buze. Cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Rugăminte mare, nu e Charlie Chaplin, este Sean Ford. Chaplin a pârlit-o de acolo, de la Sean Ford. Că toată lumea pune spor la cafeluță, hap-hap, și o băgăm pe asta Charlie Chaplin. Charlie Chaplin... Șmecher, dar nu atât de șmecher precum Sean Ford. Deci băiatul e, ăla, acum 300 de ani spune treaba asta. Mie trebuie să-mi explici un singur lucru. M-am ars. Da, vă ascult. Nu. Te rog. Da, Ia-mă la per tu. Per sempre, per tu. Da. Fii atent aici. Explică-mi chestia asta. Ora de trezirea ta este 5 și 15... 5 și 10. Ai greșit. Care cu 5 mi-ai dat, mă, informații eronate? Ieși afară! Las-o cu 5 și 15 ca să nu stricăm prietenia. Bun. Stai acolo. Deci 5 și 15. Da. Asta în principal, pentru că tu acum, de mai bine de jumătate de an... Nu pentru că, și pentru că înainte. Tot 5 și 10. Păi da, până când fi ajuns la Neața, pe vremuri. Da. Era mult. Nu era mult, că te duceai la casa presei, trebuia să apară ziarul. La 7, la 8 dai drumul la treabă. La 2 fix se trăgea tipografia, în tipografie. Când aveai timp să scrii? Tot 5 era treaba. Plec la... Deci, practic, motivația ta pentru care tu te trezești de ani de zile. Eu am fost la antenă, la emisiunea matinală, prima din istorie, aia cu Alice, făcută jos. Care Alice? Păi dacă aș mai ști cum o cheamă, iartă-mă, Alice. Alice și Sorin. Făcută în București, Ploiești, jos în tipografie. Stai, Alice, dacă îmi dai un și numele la altul. Alice. Nu la cine te gândești tu. La cine nu mă gândesc? La nevastă. Stai. Alice, cum o cheamă? Ia uite ce e, am un lipsus, dar nu l-am la mine. Iubire, iartă-mă că te deranjez. Sunt aici cu Cătălin Oprișan. Să rămână. Bună. Și vreau să te întreb un lucru. Cum se numea Alice, cea cu care a început antena în anii 95-96, matinalul? Sorin și Alice e producătoare acum undeva. Alice? 95-96. Dung, așa, gata. Alice Bogaciu. Da, gata. Să rămână. Îți mulțumim foarte gata. Mult, iubire. Să rămână. Vorbim de istoria, vorbim de istoria țării. Te mai sun din când în când. Mai sun, mă, că știi că eu știu tot. Da, să-mi pregătesc salatele alea pentru digestie acută. Ceafa de salate, pa, te sărut, pa. Da. Deci Alice Bogaciu, da. Da. Cu cine era cu tipul Sorin, nu mai mă pune să mai spun și cum îmi chema numele pe aia la Sorin, că deja ideea era în felul următor.
te duceai la ziar, da? La Sport 21, care era primul ziar color sport. Sport 21. Da? Uh-huh. Trebuia să-l iei, să vezi ce e în el. Ori tu trebuia să-l iei cald de la tipografie undeva 6:30-7. Te duceai, îți făceai aia și după care intrai la oamenii ăștia. Așa cum a venit colegul nostru care ne va spune ce apare ziarul, da, ce sport și așa mai departe. Dar tu ca să pleci din țețe mea să ajungi în casa presei, mai aveai o mașinuță, mai aveai nu știu ce. Peste câtva timp, în 2000, am început să fac revista presei, dar eu făceam așa, total dezinteresat și bâtă la politică și bâtă la mișcările geopolitice. Astfel încât pentru mine era așa un fel de, ce mai sunt mondenități, lucruri de-astea frugale. Iar dincolo de asta, totul s-a rezolvat când a venit Ion Cristoiu și am făcut, și stăteam cu Ion Cristoiu și el făcea mai... cu mai multă abnegație și dăruire, da, această revista presei, tot la cu dumnealui am stat ultima dată în Academie, prima și ultima mea intrare în Academie, în Bibliotecă Academiei, dumnealui era la două mese în partea stângă. N-aveam ce să caut acolo. Era o liniște mormântală, numai oameni la senectute citeau, dar ce dracu să caut acolo eu? Pentru că noi avem numărător de cornere. Crezi că pe internet sunt mai multe date decât în bibliotecă? Din păcate, da. Și îți mai spun un lucru. Crezi că pe Spotify... Eu nu știu ce e aia, dar mă... Da, aia sponsorii de la Barcelona. Așa îi știu. Așa. Crezi că pe... Deci pe Spotify sunt melodii. Da, dar nu-s toate. Dar nu-s toate. Da. Asta e diferența între vis-a-vis de, da, da, de asociație bibliotecă cu... Acum e mai ușor să fie... Am mai dat exemplu ăsta. Am fost la o școală română-turcă de la noi de aici din România. Așa. Și trecând așa pe lângă în perete, am mai spus-o. Iertăciune, cine a mai auzit-o, au zis oamenii, asta e biblioteca. Apropo de bibliotecă. Arăta frumos. Nu, asta era biblioteca pe coridor. Și am zis, unde e mă biblioteca? Era un perete numai QR coduri și scria literatură românească. Am scos telefonul și scria poezii Mihai Eminescu. Țâc! Și a întrebat, vreți format Word sau format PDF? Ia dă-mă șmechere PDF, poc! Și s-au deschis toate poeziile lui Eminescu în format PDF. Matematică, cutare, țac, 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 un perete, uite așa mare. Acum 3 ani, 4 ani de zile, deci nu. După care a zis, dacă vreți... Avem și biblioteca fizică, 10.000 de bucăți. Și am intrat într-o bibliotecă, într-un spațiu unde erau 10.000 de cărți. A zis, e varianta asta pe același culoare. Alegeți. E varianta asta, aici, unde erau într-adevăr 20 de cărți de literatură românească. Da, nu, da, da. Era un perete întreg. Peretele ăla era secționat în mai multe din astea. Dar avea literatură universală, îl găseai pentru Shakespeare. Poc, țâc! Și ăla zicea, zi prințule, PDF sau Word? Word, poc! Ți-apăreau toate alea. Da? Gândește-te ce înseamnă asta. Gândește Horia că omul ăla avea acolo, pac, vireles, dădea pe o imprimantă și ieșeau toate alea. Dura, dacă avea internet ca lumea, un minut. Pentru cafea. Da? Cât timp pentru un expreso. Dădeai cu control F, selectai ce, de asta voiei tu, ce poezie voiei tu, aia se ducea direct acolo, zic logic, și dădeai doar la steaua sau revedere. Și dădeai un print, pac. Varianta ilaltă, la noi, era că profa te trimitea sau toarșa învățătoare te trimitea la bibliotecă. Acolo existau 2 sau 3 Eminescu care erau luate. Corect. Da? Ce făceai? Așteptai până vreveneau. În principiu, orice părinte avea acasă Eminescu. Nu există măcar poeziile alea 20, 30, 50, astea cunoscut. Apropo că a fost ziua dumnealui ieri. Ieri a fost ziua dumnealui, corect. A fost ziua dumnealui. Dacă nu mai recităm nici Eminescu, atunci... Absolut. Da? Să nu uităm, am mai zis-o de 455 de ori, că piatra de pe plantelor numărul 9 de la sanatoriul domnului Suțu, nu mai spune Șuțu, că îl chema Suțu, da? E mai greu de pronunțat, dar nu era Șuțu, scrie că aici a decedat așa pe 16 iunie. Când toată omenirea, corect, știe că e 15 iunie. Că a fost la 2 noaptea. Cu tare. Dom'le, în popular, în mentalul colectiv, toată lumea știe că este 15 iunie. Acolo scrie 16. Deci nici noi, măcar poetul național, sau măcar vină cu o explicație și spune 16 iunie, paranteză. Dom'le, noi știm că 15 iunie este data așa, dar pentru că a murit la 2 noaptea, certificatul de deces e făcut undeva pe la 3 dimineața. Cum adică trebuie să știi toate detaliile astea despre poetul național, dacă e clar. Dacă ăla mic a venit și l-ai învățat pe puradeii tăi, pe șoșoii tăi de acasă, că e 15 iunie și îl duce acolo și îl vede 16, nu l-ai blocat la 9 anișor, da, mi-ai, da, zis asta că e 15, și, 15. Și începe lipsa de încredere față de cel care ți-a dat prima dată informația. Una la mână, doi la mână. La Eminescu e ușor că e 15-15. Păi 15 ai născut, păi 15 ai mort. Păi stai, da, mă, că e 15 cu 16, nu e cum ai zis tu. Băi, stai să-ți explic. Gata, l-ai terminat pe ăla. L-ai terminat pe ăla, că ăla vine începe de asta, că a murit la 3 dimineața. Bă, ultima poezie, Stele în cer. Stars on the sky, da, tradusă în așa. Plânge-te, îngere, la trista plângeri cea plină de amor, nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Asta e ultima poezie a lui Eminescu, scrisă la 12 noapte. Peste 3 ore dădea la cărămida în cap și murea. Gata, am terminat. Cât despre Eminescu, da, să ne lasă-mă să-l să ne judece. Abordăm puțin mai târziu. Da. Deocamdată discutam despre ceasul ăsta care sună la tine. Așa. Eu te admir pentru ora la care te trezești. Cât probabil că asta ți-a intrat, mămică, în celulă. Da, e fără dar ceas. În weekend... E fără ceas.
Dar în weekend, da. E fără ceas, cu atât mai da. De apreciat. Dar în weekend la 8 te trezești. Da, pentru că mă duc în piață la ruși. Cum? Mă duc în piață la ruși. În spatele, cum le zic eu, la ruși, populația de peste Prut, frații noștri într-o acolo limbă. Au rușii tarabe. Moldovenii. Moldovenii. Moldoveni. Da, dar acum e același loc cu veteranilor. Da, piața asta veteranilor. E. În piața veteranilor, în spate. Ce înseamnă să iei pulsul? Adică, ce păi te duci, de exemplu, așa și te duci și îi spui aș vrea și o bec de... ți s-a spart becul ăsta, de cât e ăla? De 40. Nu, nu mai se fabrică becuri. Acum ai cu lumenii, cu inducție, cu altfel. Vă dau unul de 70, dar care aha. face ca 40. Pac, te-ai prins că nu mai există becuri. Nu, vă dau LED. Nu se mai fac becuri. Mai veni, îmbârtim fasungul și așa mai departe. Pleci mai departe. Aș vrea și o clementină. Nu, nu mai merg clementinele, minole, fără sâmburi. Grecia, ăștia-s Turcia. Înțelegi? Tot și moldovenii le-au pe toate. Nu, în piață moldovenii sunt pe chestiunile tehnico-tactice. Aici, aici. Eu am de exemplu, uite, iartă-mă puțin. Zi. Ți se strică telecomanda la un televizor. Așa. Normal, după 8 ani, să zicem. Așa. Unde mai găsești telecomanda de ăla? Trebuie să-ți iei televizor total. Nu, te duci în piața la poporul frate și prieten. Care el, contra 10 lei, îți dă o telecomandă universal. Exact. Și zice, ce aveți? Păi domne, am LG, să zicem. El scoate una, pac, bagă două baterii, are acolo și un de la, țac, 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 luat, te-ai dus acasă, 10 lei. Perfect. Dacă nu te duci acolo, ești fazar și cumperi un televizor nou-nouț? Corect. Sau îi dai lui la mic palme după ce a făcut temă de schimbă programul? Iar tu ai cu primul televizor amintiri frumoase și trebuie să-ți iei acolo. Da, eu... Prima cupa campionilor, prima iubire, prima... Corect. Eu ce mai era curcubeul al negru când m-am apucat de televizor. Corect. Da. Am Biblia în auto cu autograf. Da? Bine, deci dacă nu te duci în piața asta, tu de unde ai asta? Că de pe internet. A, trebuie să stă cu telefonul ăla, binga, 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 binga. Tot timpul trebuie să te duci de acolo. Asta. Da? Motive peste motive pentru care noi trebuia să fim astăzi împreună. Eu am crezut că te duci tu la veteranilor frumos și faci senzațional unul dintre cele mai frumoase mic dejunuri pe care le-ai făcut vreodată. Nu. Ei bine, nu. Iau de acolo ca să aduc acasă. Dar ce iei de acolo, dincolo de telecomenzi? Tot. Tot. Adică iau fructe. Am pe doamna Elena, de la Sărmâna doamna Elena, de la Jina. Jina asta cred că e o localitate de 4-5 milioane de locuitori, pentru că în toate piețele din București e unul de la Jina. Eu zic că e metropolă, e New York, e ceva, are 15 de ochi, e ca Dăbulenii, orice pepene din lumea asta e pepene din București. Dar cât e Dăbulenii ăsta de mare, frate? Da, da, corect. Exact așa, de Sărmâna, de unde sunt? Jina, Sibiu. Bă, și ăștia de la Jina Sibiu, mă, dar toți... Dar știi foarte bine că și alții și pentru brandul da. Dăbulen, poftiți, ăsta e de Dăbulen. Da. Nu-i din Dăbulen, dar e bun brandul, da. Așa că luați. Deci mă duc la doamna Elena, cu dumneai încep. Să lămior cu piper. Înnebunești, plângi la mormânt străin dacă mănânci. Brânzicuță, puțin sărată. Are telemea dumne... sau... Nu, de vacă. De vacă, dar din asta un picuț așa, nu sărată să casumas. 10 ouțe de la dumnei, exact cu scuță. Are o socată de nebunești. Tot timpul anului are dumnei și așa mai departe. Ai trecut la doamna cu roșii, că e singura doamnă care e șmecheră cu roșii. Pac! Când nu mai e sezon, uite cum iar iarnă, păi ia șmecherea, de unde e de la doamna ta cu tare? Ai trecut pe doamna cu roșii, Sherry sau Picadilly, din alea mici lunguiețe. Roșiile Sherry sunt din import sau nu le facem noi aici? Nu, Grecia, da, doamna, îmi zice. Nu, de ce să ne ascundem? Zice, roșiile astea sunt românești, dar ce mă vrei să vorbești cu ele? Știi, exact așa, știi? Sau roșiile astea sunt bine crescute și roșia zice, vreți să vă conduc până acasă? Da, da. Știi? Dar să știi exact că... așa și aici. Eu vreau să stimulez producția și de fiecare dată... Toată vara, toată toamna când e doamna de acolo și e de acolo, Rumenie, da? Dar acum le mănânci ca pe semințe. Știi că una dintre afacerile mele la care mă gândeam în clasa 11 era asta că voi cultiva și am un prieten, Răzvan Caracaș, care acum e un om de știință în străinătate. Paranteză, este primul om care a vaccinat tot Bucureștiul. Noi la 1800 nu eram vaccinați antirujeolic, a venit Constantin Caracaș, da, și care a zis, bă, voi nu sunteți vaccinați și în 2 ani de zile a vaccinat. Este fondatorul spitalului Filantropia din București, unde m-am născut eu. Bun. Am făcut o paranteză micuță, că mi-a venit... Nicio problemă. Era sus la fileu, zic să pleznesc. Și vreau să spun că noi am încercat să facem o afacere cu ciuperci. Să creștem ciuperci și să facem chestii. Bineînțeles, nu sta. Pentru deci că... nu-ți plăcea cartea între 11, dacă te gândeai să faci afaceri cu ciuperci. Nu, pentru că eram erau primii ani de după, deci eu undeva în... Era clasa 11, undeva după 89 și vreau să facem da, și noi prima afacere. Ori îți dai o consignație, mămică, da? Ori vindeai dozator tech. Ori? Ori dacă nu, creșteai ciumperci. Ori dacă nu, te duceai tu frumos în Turcia și aduceai... blugișor și ce trebuia, da, ce vremuri. Săpun? Duru. Da, mă, ce n-ai. Ciocolata postăvarul face bicepsul cât parul. Să treci. Minte trei cuvinte, biceps, parul, postăvarul. Bine, da, atunci până la melodia cu mazăre. Da. Aia, cu mamaia, cu, uite, salvamarul. Uite marea, uite valul, uite vine.
Iartă-mă, prima dată când ți-am citit porecla din copilărie, da, am crezut că, băi, mișto, tare, oprișanul ăsta este un fel de Jude Law. Nu? După ce m-am gândit... cu Susan Sarandon. Da, m-am gândit, deci lui Cătălin se spunea Alifie. Pentru că eram alb. Alb exact așa brânzit, pentru că ai mei nu mă lăsau niciodată la ștrand. Erau cele două ligiane, era celebrul ștrand, două ligiane de poverturii. Sau dacă nu era posibilitatea de lacul Mori, că apăruse lacul Mori. Nu am văzut în viața mea prietenii mei cu ochii normal vreodată, aveau toți conjunctivite, uite atâta. Și de la două ligiane, că era ce era acolo, două ligiane era. Toată lumea. Uite așa era cu ochii, ziceai toți că sclingonie în aia. Așa, sau dacă nu varianta pe lacul Mori. Și mai zicea, domne, mai arunca să unii o carcasă de porc, mai venea așa plutind tot de vorbesc foarte serios, nu bag în ele. Pe că să moară unchii mei din Suedia dacă bag în ele. Dădeau carcasa de porc și ei, uite atât aveau ochii. Și tata zicea tot timpul, bă, așa vrei să ajungi că ăștia erau, uite așa cu ochii beliți tot timpul, de ziceai că au călcat pe ceva. Dar ei săraci aveau conjunctivite, ori de la două ligiane, ori ca ăștia vrei să ajungi. Dar ei toți când jucam fotbal, ei erau mai pigmentați, mai negricioși așa un pic. Eu eram, uite cum eram, brânză. Și tenu așa, dar zic, bă, lăsați-mă și pe mine un pic să, băi, n-ai cum să te duci să nu te... Și atunci Alifie, Alifie, dar bună poreclă, uriaș. Dar noi în spate n-am avut niciodată nume. Era Dobironț cu cucu mare, fratele lui Adi Bărbieru, Griguță, Napoleon, limbă, robot. Robot a căzut în canal și l-au pus tot în ghips. I-au lăsat doar gura și fundul, înțelegi? Ca să... De aici robot, poreclă, da, uriaș. Eu n-am avut niciodată Elvis. Nu știam cum îi cheamă pe oameni. E, acum... N-am știut, acum, adică cum îl cheamă pe ăsta. Tu ești un timp matur și ai, da, o prestanță puțin grizonată, așa? Mai mult. Acum, da? Eu citind foarte rapid, după cum sunt așa, citit-o rapid, am zis Alfie. Alfie, da. Care film Alfie e cu Jude Law și cu Susan Sarandon, bineînțeles, el o ia în bot până la capăt. Da. Atunci când se implică... Marisa Tomei. Nu e cu Marisa Tomei? Nu e ăsta cu Marisa Tomei. Ăla cu Marisa Tomei, ăla cu Destino, El Destino. Deci nu e Marisa Tomei cu Jude Law? Nu. Ia, dă-mă acolo asta. Ia de Alfie. Nu e cu Marisa Tomei. E la cu, Mel Gibson. Cu cartofi prăjiți. Uite dacă... Alfie, fii atent. Dar zi înainte, nu te... Dacă în Alfie joacă Marisa Tomei, ce vrei să-ți fac? Am zis, ori șaormă, ori mititei, ori cartofi prăjiți cu ceafă. Ok. Hai, dar ți-a dat trei variante. Ok. Fii atent. Alfie. Ascultă. Da, Alfie. Movie, zic. Nu, dă-i Wikipedia, că îți găsești... Movie, Marisa... Așa. Dacă Marisa, deja te-ai înfăcut la față că... Nu, stai că eu îți vorbesc foarte sincer, da. Eu nu ascund nimic. Marisa, da. Tomei. Așa? Iată pe Alfie, Marisa Tomei. Iată cum am mâncat, doamnelor și domnilor. Bă, eu recunosc când greșesc. Deci nu e, dar ai făcut la șto, nu? Zi, mă, e pe bune? Da, mă, e una dintre gagicile lui Jude Law. Iată cum am mâncat. Și felul 2. Am rugăminte, da. Dă telefon, iată cum... faceți rost de undeva, da. Vă descurcați pentru felul 2, da. Habar n-am, da. Am pierdut un să pariu. Să știți că nu sunt mofturos. Mănânc și fier forjat, dar să fie un pic moale, să nu-mi strice dințișorii. Deci așa cu veteranilor, formidabil. Vezi? Uite, diferența dintre bibliotecă și aia. Că-i bancul ăla, bă, păi cine mă să vină să dea la gagică mea? Tot un prost ca tine, dacă are laptop. Știi? Că vine bulă de la școală, ce am învățat numai tâmpenii. Când a făcut la bătălia de la podul înalt, cu tare. Ce cui dracului trebuie asta? Și tatu zice, bă, boule, cum adică cui trebuie asta? Moldoveanu, 2544. Cine dracu, mă, Everest, omii? Bă, zice, fii atent, umbli cu o gagică pe stradă. Așa. Și aia o să mă întrebe, bă, n-o să te întrebe, dar mai face și voi o conversație. Păi intru în primul internet cafe, dau așa și zic. Păi și dacă ți-o fură cineva înainte? Păi cine să mă furice? Tot un prost ca tine, dacă are laptop. Sau telefonul ăsta, știi? Da. Exact. Ai văzut diferența? Aici, țâc, 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 pleacă astea, tu stai să cauți. N-aveai neta. Cu ce făceai? Nu, îți dădeam dreptate. Dar am vrut neapărat să fiu pe contra, Gigi contra, pentru că vreau să puțină tensiune în discuția noastră. Am înțeles. Adică eu am 17 cu 8, cât ai? Eu am 20 cu 20. Să fie primit. 25 cu 20, ca să fie așa. Pentru că, iată, am intrat într-o mică parte de istoria filmului. Știu foarte clar că te pasionează istoria, ai și demonstrat-o în ăsta. Nu o să fiu dur la faza asta. La alte faze voi fi foarte dur. Adică ăstea-s doar încălzirile ca am un... Înțeles. Ca un ai sportiv. Ai zis de istoria filmului? Păi ce, eu sunt caranfil sau... 1911, primul film românesc, Amor Fatal, Lucia Sturza Bulandra, urmau să căsătorească... 1915... 1935-37, primul film românesc, Stroie și Vasilache, Bing Bang. Dar ai sărit peste Războiul de Independență. Dar nu asta contează. Cu Vizante. Nu, exact. Și cu... Și cum... să dezbra, doamna... scuze! Iartă-mă! Le țin minte. Ideea este că... Eu am un mare respect pentru 3-4 inci din showbizul românesc, ia am zile. Mai spus. Ia zi. Mă ridic în picioare, să mor dacă nu, că în picioare. Așa. Dinu Maxer. Nicoleta Luciu. Tăticule! Noi eram atât de săraci că dacă nu eram băieței, n-aveam cu ce să ne jucăm. Păi da, mă, dar tu... Tăticule! Liniște! Fodor, Catrinel Menghia.
Dumnezei, tăticulei, Dumnezei, neatemii, Lori, a doua cădere a Constantinopolului. Băi, gata! O dăm acum, că bă, și noi. A, cu iaht în curtea școlii și cu pe astea orice, tată, pe sedimente. Și a patra? Stai că mai aveam, pe cine mai aveam? Că era... Mai știi pe cineva? Păi da, ar fi... Zi, pune în gură la mine. Păi actrița. Care a jucat și cu Harvey Keitel, care a jucat și cu actrița noastră. Această româncă Sofia Loren. Ghine. Da. Și cine a fost? Madeleine. Asta? Păi nu. Păi a fost Merimius Maximus. Uite, încă unul, vezi, pe care trebuie... Băi, nu pot să spun, dar de multe ori timingul a fost prost. Nu mai contează. Tăticule. Nu uita că lucrurile astea, da, apropo... Mă, s-a trezit lângă dumneai dimineață? Când noi ne spălam de pădins cu periuță de piele, de păr de porc? Gata, liniște. Le trimitem cât un hello, cât un... Dar eu am zis tot timpul, nu mă ascund. Da. Tată, în țin... Bă, era aici, Massimo per sempre. Massimo, da? Per sempre. Maximo. Nu mai, gata, acum... Eu vreau să te întreb, pentru că ai cu siguranță câteva momente, pentru că simt la fel. Oarecum gândim, te simt la fel. Simțim la fel. Ăsta e alt... Nimeni niciodată. Cu fanii sânișori. Așa. Da, spuneți. Așa se numesc fanii lui Adrian Sână. Da, sânișori. Sânișori. Bun. Vreau să te întreb... Care acum era tineretul Caransebeșesc? Dacă e din Caransebeș, cum e tineretul de acolo? No, sunt multe lucruri pe care... Da. Și oamenii din Băicoi, cum se numesc? Atunci a început Cristi Minculescu să spună bună seara, prieteni. Vreau să te întreb un lucru. Da. Mă bucur că îți place istoria. Mă bucur, obor. Și vreau să te întreb dacă tu ai un moment preferat din istorie și pun pariu, înainte să încep să mi-l spui, că tu ai fi vrut să te întorci undeva în timp să faci anumite schimbări pentru a devia puțin cursul istoriei. Da, dar două chestiuni diferite. Fii atent că n-am vorbit. Deci primul lucru ar fi că îl iubesc la nebunie pe Fane cel Mare, pe Fane Bamanu, care era bagabond, gagicar, da, adică el avea pe toate. Tăticule, din țărișoara asta mică a pus-o parte în parte cu turcaleții, că la sfârșit a mai dat el tribut și peșche și nu știu ce cu tare. Dar vreo 40 de ani a fost parte în parte. În 1504 a murit din cauza unei săgeți? Din cauza unei săgeți. Zice-se că din cauza unei săgeți, căpătat într-o bătălie, da, cu bătălie cu mulți, și el a trăit foarte mult cu aia în... Că este și-a pus de soare actul... Corect. 3, în care doctorul Schmil și cu băieții ei încearcă să-i scoată de acolo cu fierul roșii. Și atunci el spune a, a, și o, o, el a iura, câne, ce ai făcut prefratele tău Bogdan Voda la Reusen, pe taxu. Înțelegi? Atunci el zice, ăia nu le iese și așa mai departe. Și aia spun, Doamne, ia uite-l pe ăsta cum rezistă. Cu clucerul Moghilă, dacă nici a pus de soare actul 3, nu mai știm, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, primar al Bucureștiului. Dacă nici asta nu mai știm că a fost primar. Iar în locul lui... Cel care juca în locul lui Ștefan cel Mare era... Nea George Calboreanu. Așa. Care a trăit... Calboreanu a trăit 90 de ani sau Ciubotărașu, unul din ei doi. A trăit născut prima... Cred că era Calboreanu. Calboreanu. Bun. Și după aia mai venit și George Cozoriș, care face și dumneavoastră corect, lui corect, dar toată lumea îl știe pe câine, ce ai făcut pe fratele tău. Bun. Capătă rana asta în picior, dar nu capătă rana, ci că îi rămâne săgeata acolo. Aici te-ai fi întors un timp? Nu. Asta este cu Ștefan cel Mare, că ai zis pe cine... Pe cine admiri. Okay. Bagabond. E băiat, dar e bagabond. Și de fiecare dată el făcea asta ca să-și recupereze greșelile, ca să spun așa? Mai făcea o monastire. Loc de asta? Da. Da. El trăgea unde putea. Și cu sabia și cu ce putea dumnealui. Și cu săgețile și cu ce putea. Așa. A avut și fete tinere și da, Maria de Mangop și cu Evdochia de Kiev. Și ca să nu mai vorbim. Atenție, ce țivă la mănăstire Putna, vedeți acolo ce covoare făceau fetele astea care erau soațele dumnealui. Bun, odată. O punea parte în parte cu ea. Construia monastiri. Mai să dădea și la Rărășoaia, că era și el. Na, corect, om. Da. Bun. Asta odată. Bun. Partea de istorie, adică perioada în care aș vrea să mă întorc și pe care eu consider de departe cea mai mișto, este undeva 1890-1905. Pe acolo aș vrea. De ce? Mergi pe stradă, dai nas în nas cu Caragiale, te pup, nene Iancule. Mergi, mai prinzi pe Eminescu un picuț, dacă dai și așa mai departe. Dar poantele pe care le făceau, mințile luminate, care Bucureștiul care se construia, sau toată România care se construia. Acum noi venim și zicem, băi, cu tare, și ăla ce știi, mă, de cine ai făcut asta, de Carol pe la 1890. Mă, să-mi bă picioarele. Fiate, și mergem mai departe și... Băi, tu știi, dar știi că asta? Ieri, dar știi că ieri, trecând pe lângă statuia ecvestră, da, mă uitam așa, zic, băi, bestial omul ăsta.
Carolică? Carol. Da. Eu mă uitam și la el, zic, și la Caliu mai mult, că bă... Adică este considerat cel mai mare român din toate timpurile. Deci în topul la TVR atunci când au făcut cei 100 de români sau cât a fost, a apărut Carol. Și deci perioada asta, în pofida faptului că la țară, în momentul ăla, clar, țară, avem, știi că avem probleme mari acolo. Eminamente agrară. Avem probleme de tensiuni mari acolo. Da, da, culminând cu 1907-le. Bun. Ți-a plăcut acea perioadă? Da. Și acolo aș fi vrut să trăiesc. Adică eu mă gândeam ce discuții existau la Cașa Capșa. Când se găseau băieții între ei, de la Macedonski la Caragialele, cum intrau ei cu figuri, cu Eminescu, cu tare, cum combăteau ei și așa mai departe, niște minți luminate, da? După aia mergeai pe partea ailaltă, pe cei istorici aveai și pe ce, și cum arăta societatea română. Corect, știu, oamenii să spună, băi, du-te bă, de aici că erau niște bogătași pături acolo de sus, restul vai de capul nostru. Așa cum a sunat. Și acum e la fel, da. nicio. Dar ca idee, ca efervescență, ca oameni care gândeau ăla venea și spunea, uite-te cele mai șmechere clădiri din București, mergem la Muzeul de Istorie, are RSR ăsta, cum îi zic eu, care nu mai funcționează de 15-20 de ani, că și acolo am o durere pe suflet, că nu mai avem singura țară din lume care nu are Muzeu de Istorie. El funcționează la parter și la subsol. Am fost în 20 de locuri, în 20 de locuri mă plâng. Adică peste tot am zis, băi, bun, ai făcut 1896-1900 un pic, fostul Palat al Poștelor. Uite-l cum arată și azi. Că nu mai poate fi refăcut, că nu mai... Tăticule, are 120 de ani, e foarte greu, sau că nu mai vrea să se fie. E ca Ștefan cel Mare apus de soare, nu vreau să vrea să iasă. Da. Deci uite, nu mai poate să scoată sabia și el ce nu vreau să vrea să iasă. Hai stai ușor, că, da? Bun, toate astea, uite cum arată Bucureștiul. Păi noi ne plângem acum că n-am. Păi tăticule, l-a construit Bucureștiul, erau două mașini și o căruță cu cai. Da? Mi-ai povestit doar de România. Românitate. De românitate, dar extrapolând în exterior. Extrapolând în exterior. Pleonasmul pleonasmurilor. Extrapolând. Aș vrea să... În istoria universală. Pe vasul lui Cristofor Columb. Care dintre ele? Păi Ninia Pinta sau Santa Maria? Păi toată dintre... Da? Și aș vrea să fiu acolo când și băiatul zici, ăla... Și ce frumoase sunt indiile! Tiera, când a strigat alea. Tiera, dar ce frumoase sunt indiile. Da, indiile. Indiile. Și eu, de ce aș vrea să mă duc? Acum glumim. Eu mă duc cu o glinjoară, l-am dat un kildaur, că l-am mai văzut o glină. Iau-te fazanul, le-am zis, hopa, sări cu un kildaur. Am înțeles. Da? Aia sunt orele astrale omenirii, vorba lui Ștefan Zweig. Da. Da? Da. În momentul când omul coboară acolo, aș vrea să fiu pe ăla cu Antonio Cabeța Divaca când se suie sus și vede în stânga Atlanticul și în dreapta Pacificul. Adică sunt niște chestiuni din astea șmechere. Aș vrea să fiu la Edison, pe care îl consider cea mai luminată minte a omenirii acum, sub când pui tu asta pe YouTube, vor fi 480 de comentarii minim în care vor spune, ești un bou, a furat totul de la Tesla. Așa. Da? Da. Boule, că toată România e fiartă pe Tesla, toată România știe ce a făcut Edison. Un jegos, bă, furat de la ăla tot. Tata a avut 1200 de invenții, toate furate. De unde și vorba, tot? Ți-ai dat cu Tesla. Te-ai dat cu Tesla, exact. Da? Și Marele Pele este numit Edison Arantes do Nascimento, dar ăla este atât de matol încât trece Edson Arantes. Nu pot să cred. De-aia îl cheamă. El este numit Edison Arantes do Nascimento, Pele. Da, da, știu. Da? Și este Edson Arantes, că ăla matol. Era întrebările de la Robingo, cine a fost Edson Arantes do Nascimento. Și a apăsat țâc pascul Dumnezeu să rete, cea Gică Hagi. Băi, nu mă, din lume, nu din România. Dar știi că Gâri avea o vorbă. El, vezi că trebuie să-l parodiez puțin pe Horia. Da. Și la un moment dat m-a văzut așa exuberant și a zis Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Zic, și așa, da, așa te-am văzut eu pe tine. Da, da. Da, a fost momente. Deci în lumea asta aș fi vrut să fiu acolo. Interesant. Eu aș fi vrut doar în... Unde ai fi vrut, de exemplu? La acolo s-a întâmplat ceva la Waterloo, aș fi vrut să fiu acolo. Și știu exact pe cine să fi trimis ca să nu fi făcut o gafă. Știam foarte bine, eu de mic știam că retragerea armatelor în strategia militară înseamnă o capcană de... Adică o făceau ăia cu 1000 de ani înainte, 1000 de ani, niște vikingi făceau asta. Tu o gândești și... cu mintea d-acu. Nu! Dar am văzut un parfum și scrie de fiecare aici. Dată când o femeie fuge, ce vrea? Să scoate record mondial. Sau olimpic, sau depinde cât alergă de tare. Sau nu, european. Nu, dacă ești pe insulă, nu. Da. Dacă ești pe insulă cu o femeie și ea fuge, o face doar pentru că vrea să vadă dacă și tu ții pasul cu ea. Asta face. Iar bălălăia de garda poloneză al Napoleon și toate nebunile... Dar te-ai aprins așa un pic. Da, normal. Da, dele astea jos că... Lasă-mă, nu, mai vreau să gustul nou. Fii atent. Am văzut parfum pe care scria water și de sub low. Așa. Știi? Și era water low, făcut frumos. Apropo, îți dai seama că de fiecare dată când e Waterloo, în finalul musicului Mamma Mia, te gândești la asta. Și mă gândesc? Și te-a prins cu ducele de Wellington, cu ăștia toți. E aia faimoasă cu Mitică Popescu, nu? Că nu-și aduc aminte cum... Scot eu cu vârculița. Da. Și zice, oa, cum îl chema, mă, pe ăla, mă. Da, 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 cu bălănuță. Da, mamă, cu ghea aia.
Da. Dar vreau să spun de ce ducele de Wellington... Da, vă dați seama unde am ajuns? Da, dar știi de ce? Deci facem analiza tehnico-tactică a bătăliei de la... Asta, o să... Am mai plecat doi. Deci fiind aici. Vreau să spun o chestie interesantă. Ducele de Wellington în primele lui campanii s-au desfășurat în Africa. Și el acolo a învățat tehnologia asta. N-a trezit-o, nu l-a trezit inspirația acolo. Ai fost pe câmpul de la Waterloo? Nu. Am fost în Belgica. Arată-mi o iarbă, un pământ. Nu, nu, că totul e aici, omnia mea, me comportă, pot cu mine tot ceea ce am. Nu. Care mai sunt vorbele tale de duh interesante, asta, maximele? Asta. Omnia mea, me comportă, port cu mine tot ceea ce am. Noi acum la Kiss, cu colegul Ciprian Dinu, care te salută, fratele nostru, te pup. Nu mai are voie de 3 luni de zile să mai acceseze de 4 luni de zile telefonul mobil. Adică discută, stai așa că mă, stop, ce faci, mă? Aha. Păi ce facem? Dă drumul aici la Sinaps. Hai, mă, potolește cu Sinaps. Bravo. Și zice, bă, tâmpitule, am ajuns și mă uc acasă la nevastă mea și aia zice cu tare, nu! Ce ai, mă, ești nebun, zi? Nu mai... Ce ai, mă, te-ai hăitat cu derbedeul ăla de oprișar? N-avem voie să atingem telefonul. Păi ce facem? Și o dăm exact ca la Alfie. Uite, bă, uite, uite, păstrăm regula asta, nu atingem telefonul azi. Asta așa șmecherie să cu tare. Știi, ești exact ăla, dar dacă n-ai mânet. Până atunci... Îți dau dreptate, a fost o singură accesare, excepția care întărește regula. Da. Singură, cum Arista Tomei, care oricum nu importa în filmul Alfie cu Jude Law. Corect. Pentru că ea a fost de umplutură acolo, un personaj de second life. De umplutură, da? Așa, și am zis tot timpul, băi, știi cum, bun, și nu-ți vine și morți, mă, cum îl chemam pe ăla și cum, o dai din, așa te duci, din link în și link. Forțezi, dar și link forțezi, cu capul tău, sigur. Și mori. Și nevastă mea zice, bă, tu așa o să te culci în seara asta, gândit-o de cum Paștele mă, s-o chema pe aia care a făcut, nu știu ce, dar intră în aibii pe ăsta și vezi cum ești, culcă-te liniștit, că dreacul trebuie să dori 3 ore, 4, nu. Nu lași să... În cel mai rău caz din lume... Sau ai două variante, mă, o fi fost ăla sau... Uite, cum e Calboreanu sau Ciobotăraș. Ciobotăraș. Cred că... Ia intrăm o să vezi. Eu zic că e de afară Ciobotărașul care... Da, mă rog, nu mai contează. Nu, eu cred că Calboreanu... A trăit, a uite, murit. Asta să fie singura dilemă a acestui întâlniri. Dă-i seama că ai mai pierdut trei. Bă, ea vorbeau de Waterloo, de Calboreanu, de când s-a născut Calboreanu și pe altul de... Da. Piană de aici. Da. Hai să-i readucem. Hai să-i readucem. Gata. Ce ai acolo? Păi ce crezi? Tu n-ai văzut niciun podcast de-al meu, nu? Ba, da. Mă, păi acum să cânt și să desenez și păi să... Păi cântat deja. În primul rând ai avut inițiativă particulară. Da. Ce avem de... Deci, am înțeles și am văzut chestia asta. Și la Kiss, de exemplu. Așa? Ești un tip care nu scapă care? Nicio vorbă. Să folosim tot timpul. Puta madre, nu scapă. Puta, puta madre, Corio. Pe așa. Care de puta madre? Pe care... Hai, mă, Imira, mă, te-ai luat prostiile! Băi, concentrați-vă! Eres de puta madre, Goria. Deci, dime. Eu aici am un lucru ușor pe care tu trebuie să-l știi. Prezinți eminamente o emisiune matinală la un radio multiplurimuzical. Așa. La care și eu am lansat... Doamnele ajută! O melodie pe la Primera División. Si. Anul trecut. Si. Da, cea si. Cu Teoros. Conteoros. Oșe. Si. Conteorose. Conteorose, si. Așa. Conteo acum... Tulipan. Conteo Tulipan. Eu stau așa. Conteo Trandafir. E în spaniolă. Si. E o limbă pe care o... Nu, aici mai bagi în greu. Dar hai să încercăm. E o limbă pe care o... Am încercat-o, dar nu. Eram vagabond în liceu, n-am învățat. Asta este the warm-up. Da? Și primul... Deci cântăm în deschidere la cineva? Da. El tonalidad. Por favor, el tonalidad. Ia. Îți dau versurile. Cum se numește artistul? Am greșit eu să ți-am pus și te prinzi imediat. Păi nu, șterge-l. Ia unde n-o lași, șterge-l. Hai să jucăm, uite acolo ai marcă. Șterge-l ca lumea, dar să nu se vadă. Ori jucăm, ori, păi ce face regie? Să șterge-l ca lumea să nu se vadă, sau rupe-l. Băi, să nu se vadă. Da, mă, lăsai așa să mă stii. Sper și mă uit în zare așa să văd. Păi, dar tu crezi că eu mai citesc fără ochelar? Vorbesc serios. E, ba, da. Da? Da, mă, eu ți-am schis mare. Și ce trebuie să fac eu? Tu trebuie să cânți melodia asta. E un refren. Avem atât. Și boșcălie în program, pui pe TikTok pe astea, să râdă. Trebuie să cânți, e foarte ușoară, e Simplicidad de Mexico. Dar o știu melodia? Da, bineînțeles că o știi melodia. Nu știi? Dacă nu știi... Da, n-am ce căuta la Kiss FM. Mă da afară, potolește-te. Nu, că am vorbit. Am vorbit, am zis, vezi. Ține bucata asta și vezi cum iese. Dacă nu iese bine, tai-o, Doamne. Nu că am vorbit. Okay, nu vă mai duceți după mâncare. Nu mai renunțăm la mâncare, dar renunțești tu la astea. Dar nu mai vreau nimic, mă rămân cu ouăle astea. Marisa Tomei ne privește. Da, să rămână doamna Marisa. Hai că o știi, mă, hai.
Mamă. Hai. Tu me partiste el corazón. Ce vorbești, băi? Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, puedo regalar un pedacito a cada nena, nena. Felicitări. Da, asta mă, dar de ce nu cântăm? Que me va entregar, tu se... Știi Corazón Partido? Zi va... da, dă-i acordul. Ai, da. Chiar dacă uite e nu, ca... sinapsa zice da. Cum era aia? Julio Iglesias sau varianta lui Alejandro Sanz? Que me va entregar sus emociones, que me va pedir que nunca lo abandone, que me tapará hasta para noche se hace frío, que me va a curar el corazón partido, llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos, que si tú te vas dime cariño mío, que me va a curar el corazón. ¡Arriba Madrid! ¿Ves? Hasta de ce nu? Asta e, sau... Deci tu îmi dai Maluma. Tu vrei și bonus? Maluma. Păi da, da, Maluma pentru Maluma, cei care au plecat. Maluma Baby Worldwide. A, ca să-i întoarcem, am înțeles. Când puteam cânta toate astea cu Julio Iglesias. Cum e, mă? Hai să o luăm una tare de-a lui Julio. N-am vorbit nimic înainte, ca să nu zic oamenii că... Nu. Dar nu te du departe, lasă-mă și pe mine, tu ești plecat acum. Da, mă, eu... Ce-i asta să mor? Nu, nu, nu spun nimic. Tu ai vrut Iglesias, da. Bine, da. Agua dulce, agua sala. Stai, baila, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las cadenas, moviendo las... Doamne, iartă-ne, te rog frumos, că n-am știut. Eu te-ai și de-asta care fac eu masaj acasă. Chiar știu la ce folosește. A, mă, cum, da. Uite. Și mai era... Simte. Și mai ai acolo, da. Când vrei, dai așa de ăsta. De picior, ca șmecherii. Așa. Cristi Ianache, direcția 5, face cu asta. Și Bitman făcea când era tânăr. A, era cu asta acum mână. Nu mai pot. Acum dacă își dă rămâne, de rămâne urmă. Rămâne urmă. Am înțeles. Deci asta, mi-ai pus Maluma Baby Worldwide. Dar cântă cu asta acum, e una. Maluma Baby Worldwide Baby, care e Dumnezeu. Maluma Baby, da. Maluma Baby Worldwide Baby, așa zice. Maluma Baby Worldwide Baby. Tu ești practic acolo muzica nouă intră la tine. Da, în, eu pe acolo intră, imediat. Pe acolo intră. Și mai ai la ultima dată când l-a chis de dimineață s-a pus Julio Iglesias, când a fost? Azi. Nu cred, azi. Ce? Azi, 33 años, că sunt 33 de ani de la Revoluție. Ah, 33 de ani. 33 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. Adică 33 de ani, e la jumătatea vieții, 33 de ani care se duc a naibii de repede. Dar de ce ești modest la capitolul limbii spaniole? Dar nu știu. Eu sunt fan Julio Iglesias. Dumnezeu meu pe lumea asta în muzică e Julio Iglesias. Și la ce a făcut la viața dumnealui. Dar știi că eu am cântat cu nepotusul. Da? Eram la Neața. Da? Mai ții minte când am fost la Neața? Cum să nu? Și la, cine e ăsta? Semăna așa ca un fel de apaș. Da, da, da. Da, fiusul, că noi toată lumea asta îl știm cu Sclenaricova și cu astea, cu cine a umblat el. Da, cu da, așa. Da, da, da. Tăticule, are niște melodii pe niște albume din 97-98 în care el a zis, bă, nu vreau să mă consider asta ta, aia, Loretta Rusa. Lena, que soy yo, na na ni na ni na na scusa. Adică până să vină el cu, acum cu astea comerciale, cu gente de zona și cu toți băieții aia lui, nu? El are niște melodii, iar Julio... A, nu l-ai întâlnit niciodată? Nu, la Julio, am fost la concert și la astea. La pe arene, pe arenă. Nu pe arenă, a fost pe Cotroceaua. Pe Cotroceaua, pe Cotroceaua. Și am plecat. Sonorizare proastă, au înjurat toți oamenii, au plecat. Așa, și după aia l-am mai prins încă o dată, i-am bătut obrazul, băi, nea Julio, așa să facem. Și da, dar știi de ce? Hai să se spune. Că el nu e om de... Nu, 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 puneți căștile. Zici că-s la Kiss FM să nebunesc. Nu, nu, știi. Așa mă punești din, da. Puneți căștile. Nu, 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 eu ți le dau imediat jos. Deci, acum, când cânti, apropie-te de microfon. Când cânt eu? Da. Baila Morena și fii atent. Nu cânta. Spune doar în vârful buzelor. Ăsta era Julio. De asta problema e că toată lumea... Hai bă, hai bă! Iar Julio când a venit a făcut așa... Știu mă, dar lasă-mă că mă enervez acum. Julio nu e de cântat pe stadion. Julio nu e de cântat pe stadion. Că el nu e ăia rebelde. Dar...
Da, am fost și la Rebelte la concert. Am fost de la concerte. Ce descoperi amintiri? Am fost la Rebelte la concert, tot pe Cotroceni. Eram cel mai bătrân de acolo. Aveam 30 de ani și era cel mai bătrân. N-am găsit una peste 16 ani lângă mine, stânga dreapta. Dar și eu la Rammstein. Stăteam și în stânga mea 18 și 19. Dar vreau să te întreb o chestie. Mai ții vreo minte vreo melodie de la Rebelte că nu mai ții minte? Una singură o știam. Dacă îmi dați un la de sus, aveți un la de sus? Sigur că da. E prea sus pentru mine. Îți dau un Fabergé de jos dacă vrei. Ce dracu să dau? Amă, că era una, mă, cu ei, cu ăla vopsit în cap, cu... Nu știu, chiar nu mai știi, ne batem joc, deci, nu mai știi efectiv, niciuna Rebelde. S-au reunit acum, dar doi e fugiți dintre ei. Au rămas mai vreo 6, nu știu cum. N-a mai venit o fată și un băiet. Singurii care rezistă 3 sud-est. Și nici ei nu se simt prea bine, că a avut ăla probleme. Da, să știi că... Da, 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 nici ei nu se simt prea bine. Deci n-am lămurit cu cultura muzicală la pământ. Nu, e bine. Alte limbi străine mai vrei să înveți? Am 11 ani de franceză, nu știu nimic, dar pot încerca. 11 ani de franceză, în afară de... Spesie? Nu, nu. Puțin știu. Franceză știu puțin. Era vorba lui tata. Puțin cu puțin. Da. Puțin? Crezi că... Crescova... Crescova. Mai ții minte reclama aia cu Mitică? Sau cât cea? Costică. Costică. Costică dop. Aoleu, Dumnezeule. Te întreb o chestie. Comentatorul sportiv. Știu că tu cunoști mulți comentatori sportivi. Ai fost vreodată pus să comentezi un meci? Am comentat 3-400 de meciuri. Mamă, la TVR, cu toți băieții de la TVR. Cel care mi-a pus asta în mână a fost Vladuț Enăchescu și nu o să o iei niciodată treaba. Cel care mi-a pus în fața microfonului și care m-a ajutat tot timpul, că oamenii aveau experiență. Uite, Ionel, Vlad Enăchescu. Ionel, da, Stoica, da. Dumnezeu îi dea sănătate, Emil Hosu Longin, după care am trecut la antenă. Antena a difuzat meciurile din campionatul Spaniei. O știi pe asta? Comentam din rând cu Nea Dan din Graur, mă, dobitocule. Nea Dan din Graur. Tu stai să mă, că eu ți-i știu pe toți, da? Da, pe care îl salut, până nu știu, un dobitoc. Mă, iată, deci în viața ta să știi că nu se vine cu foi, te-ai făcut tu 30 de foi din astea, mă, tu trebuie să ai în cap, dobitocule, înțelegi? Nu citești după foile astea, că aici ai în cap, dacă nu știi nici echipa lui Real Madrid, ești un dobitoc. Ți-ai făcut 25 de foi, când dracu crezi tu că pe post o să poți să citești? Începea meciul, minutul 10 zicea. Deci, atent. Ești așezarea formula Iero. Păi ce face de-a dat de mi-a spârlit foile alea de dobitoc de... Dar știi că tot timpul Grau, când l-am întâlnit în TVR, el... Ce faci, mă? Eu de fiecare dată când apăream, am zâmbește, s-a întâmplat ceva, da. Și de fiecare dată eram... Țopescu zâmbea, era perfect, da. Era toată lumea, băieții, Băleanu, toți, da. La TVR la etajul 1 descria la intrare: astăzi numai omul mort nu știe ce e la sport. Așa scria pe ușa la intrare. Era un fel de etajul, da. Era un fel de etajul 1, da, da. Era la parter, da, era, da. Se luau lifturile. Și de fiecare dată mă bucuram și am colaborat mult cu ei, pentru că ei trebuia să însemneze ca și consultanți științifici la sport. Toate întrebările de sport. Da. Era o plăcere. Era venit Brânciu cu întrebările de sport. Te-ai descurcat, dobitocule. Te-ai descurcat. Dar ce mă faceți de la din dobitoc? Ce mă te-ai supărat? Eu îți mărturizez sincer că mie îmi place să iau toate etapele astea ale prezenței pe ecran. Adică vreau să fiu, mă gândeam la un moment dat că puteam să fiu și un reporter de pe sport. Teren, ceea ce am fost reporter pe teren. Puteam să fiu și un reporter sportiv, puteam să fiu și un de la meteo, de la știri și mai departe. Singurul lucru pe care niciodată nu-l pot face este să comentez. Cu toate că, ai să râzi, am comentat o singură partidă undeva în 2001 la Antena 1. Așa. În care jucau o echipă artiștilor cu echipa nu știu, era o chestie cu vedete pe teren. Da. Și... Oancea, dacă îl mai ții minte, mi-a zis: hai Horia, comentează tu. Eram 2001, eram un tip care vă le făcea pe toate. Eram de dimineață la matinal și unde mai vreți? Avem acolo, mă duceam acolo. Și țin minte că mi s-a spus: băi, fii mai implicat. E, problema asta, la un meci la care eu sunt favorizez sau țin cu o echipă. Păi te duceai la unul unde nu ți dai cu ea. Nu pot să fac. Sabi Domozină, Dumnezeu să lepte comenta. Și când a venit în vestiar, acolo în cabina de transmisie, a venit Neati Nel Stănescu, antrenorul echipei, și a zis: comentează un pic mai rar, că ăștia nu poate să lege așa de tare. Mișto. A zis: să sfârșiți toți, cobetezi prea, ăștia nu poate să lege ribul ăsta. De fiecare dată când comentați Opescu, eu cred că el avea
Și acum să-mi spui dacă e adevărat sau nu. Da. Câștig, nu câștig. Două discursuri de final. Da, pentru și că de început avea. Și de început. Da. Dar început era Otova, era aceeași. Da. Da. La da. Final avea planul A, planul B. Porcul dumneavoastră Păunescu, când a fost redactor șef la Sportul Românesc, așa? Nu prindea meciul la ediție și a dat pe prima pagină trei variante scrise de dumnealui. Dacă ar fi câștigat, dacă ar fi fost egal și dacă ar fi pierd. Extraordinar. E grea asta? Azi, băi, noi nu prindem meciul, stătem la 9, în tipografie trebuie să fie la 7. Dar meciul e de importanță. Și a zis, am făcut cronică, dă ca și cum aș fi câștigat, dă meci egal și doctor. Și a apărut pe prima pagină. Tu a doua zi când lui zice, bă, stai așa, că eu știu că i-au terminat și au mâncat bătaie. Dar când a avut timp să... Le-a făcut pe toate trei, poc, poc. A zis, noi nu prindem, că, na, tipografie, doi oameni amărâți, nu putem să ținem până la 9 ziarul, că nu se mai duce în țară, nu mai ajunge la Timișoara, la Cluj și la Iași. Și atunci ce facem? Facem cronica de dinainte. Păi nu știi rezultatul. Păi tocmai. Senzațional. Presa, na, cum se făcea pe atunci? Sunt porcul nostru de Crăciun. Eu când echipa mea, cu care țin... FC Brașov. Hai să zicem Rapid. Rapid, da. Așa... Mai dă și tu o jumate, că anul ăsta e ziua voastră, faceți 100 de ani. 100 de ani, 25 iunie. La mulți ani. La mulți ani, mai bine sănătate. S-a născut un mit. Aleluia. S-a născut un mit ăla de la Galatasaray. Aleluia. Panco italiano. Bun, deci problema mea este că atunci când echipa adversă dă un gol, mie mi s-a tuflit comentariul. Da. Ai simțit lucrul ăsta vreodată? La început probabil că da, după aia nu. Păi știi ce aveai de comentat Malaga cu Real Madrid? Unde să ți se tuflească? Da. Aveai 8 baloane de aur sau 10 baloane de aur, că era la poartă Casillas, Roberto Carlos, Michel Salgado, Hierro, Raul, McManaman, Owen, David Beckham, Zinedine Zidane, Claude Makélélé, Ronaldo Dințosu. Clar, Malaga. Auzi, da, alte sporturi ai comentat? Nu. Niciodată? Nu. Acum comentez de vreo 5 ani basket, îi fugăresc pe toți arbitrii pe aia, dar nu la televizor, așa, particulare îi comentez. Dar tenis, nu ai încercat niciodată? Soarele și tenisul, nu. Am văzut că ești meseriaș mare, nu. Mi se pare un sport plicticos, recunosc, nu m-am uitat niciodată la un meci cap-coat. Când s-a terminat cu ăia bagabonții, cu era bagabonții, nu m-am uitat niciodată. Am fost cu Agassi și cu John McEnroe, Agassi și Sakam Tena. Ăsta ce fac, ți-pa, ăsta cum îl cheamă și cri, ăia nu. Nu, n-am putut să, nu. Nu au carisma. Da. Și vin îmbrăcați în negru, în verde, în galben, în portocaliu. Ce e asta, mă, frate? Sponsorul. Sponsorul de la Strehaia, da. Tăticule ăla, că, păi, când s-a ridicat John McEnroe și frigea câte una, zburau alea toate înghețățile alea și toate apile alea minerale. Și toate. Crezi alea. Că toate regulile impuse, atât fotbalului, cât și tenisului, sportului în general, au mai închistat puțin da, sportul? Da, păi hai să luăm exemplu concret. Am urlat 5 ani de zile să bage varul. Cu toții, nu presa sportivă. Da, noi toți oameni. Da. Nu-i normal să piardă la minutul 90, mingea n-a trecut de jumătatea liniei și ăla a fluierat și cu tare. Da, hai să băgăm varul. Am băgat varul. S-a chinuit aia 3 zile la Spania cu Japonia, să vadă dacă trebuie. Bă, stai, mă, că nu e ok. Păi n-ați vrut-o voi? Păi da, mă, dar nu e ok. Stăm 3 zile. Gândește-te la arbitrul. Arbitrul într-o fracțiune de secundă trebuie să fluiere. Ce fluiere? Că noi cu varul a dat la bășică așa, de sus, dacă te uitai ieșise, dacă te uitai, dar nu ieșise. N-a ieșit cu toată circumferința. A mai rămas un cioc de barză pe ce e asta? Păi stai, mă, n-ați cerut-o voi? Vreau să te întreb o chestie. Că m-am aprins un pic. Nu, te înțeleg perfect și da? Prinderea e simultană. Sau mai bine zis, comună. Fii atent. Lovitură de la 30 de metri din partea stângă. Toți așteaptă la limita carului de 11 metri. Lansezi mingea. O centrezi. O centrezi. Așa. Unul din echipa care atacă este cu un pas înaintea ultimei linii de apărare. E în afară din joc. E în afară din joc. Sare peste el. În spatele lui un coechiper de-a lui vine și bagă gol. E offside? Păi stai că n-am... Deci, practic, acum am dau seama, după câte știu eu, și... Deci e unul care... Nu, eu sunt în offside. Și nu atinge ăla. Nu, nu ating eu din offside. Dar poziția mea din offside a distrus toată faza, chiar dacă vine colegul meu din față. Păi ăla trebuie atunci să gândească în momentul ăla. Ce dă ăla? Că ăla ce a influențat faza și este acolo 15 inși. Asta a influențat sau nu faza? Dacă a influențat-o, dacă tu ai stat și ei au trecut peste tine și așa și ei ținut să nu treacă de tine, a influențat-o. Că i-ar fi putut ajunge dacă... Am înțeles acum. De-abia acum am înțeles. Vezi? Asta cu influențat-o faze. Deci tu ai zis, bă, am ținut 3 inși în cârca mea în spate și ei n-au putut ajunge. Da, că poate fundașul venea și nu știu ce. Ăla da gol. Am înțeles. De-abia acum am înțeles. Îți mulțumesc frumos. Da. Eu am venit cu sticla de vin pentru domnul Cătălin.
Pentru da. Domnul Cătălin, ia-ia-o, a venit țicla de vin, ia-ia-o. Trebuie să fac așa aia. Pentru mine chiar acum, ia-ia-o. Asta e aia cu McDonald has a farm, nu? Ia-ia-o. Da, 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 da. Asta e. Old, old, the old shot. Ce taină are. O să mai mănânc o ultimă, o ultimă țigară. O umplute, mă. Asta, vezi, să pierde sacralitatea gastronomiei românești. Cine mai mănâncă o umplute în afară de noi? Nu mea. Îți doresc un an minunat. Să rămână, dăm cu omul, nu cu paharul, nu așa zici. Categoric. Doamne, ajută la toată lumea. Și acum, spun o istorie. Ma. Ma, tu îmi zici... Mă țin joc de glezne să nebunezi, zici că sunt la... Da, chiar vreau să te simți bine, în același timp să zici, băi, după amiaza asta... Păi m-a plimbat Andreea, sus, jos, sus, jos, în toată academia voastră, du-te încolo, că nu mai știam unde sunt. Warm-up. Adică un fel de șuie paparune, deschidere la Depeche în 2006. Absolut. Am înțeles. În urmă cu 5 ani de zile, m-am dus... Cred că e de mine ceva. Într-un oraș, să... M-a invitat cineva să țin un discurs motivațional. De-asta, despre... Pe tine. Pe mine. Nu înțeleg nici acum. Era stand-up, nu? Nu. Despre nu viața stand-up. Mea. Ha, am înțeles, am crezut că este mia vida, ceva. Mia vida. Nu să filma la umor. Nu, nu. Nici okay. La stand-up. Nu am întrebat. Așa. Deci nu era cu Micuțu, cu ăștia, cu Bobo, cu... Bun. El Solitudine. Am înțeles. La solitudine, pena, esta silencio în interior. Na, 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 na. La vida de nos dos, por eso espérame, porque no puedo stare senza te. A fi atent cu cântăm și ea fiind Laura Pausini. Mamă, și Pausini are cu Alejandro Sanz asta ultima... Stai, lasă-mă, lasă, când vine. Vine, n-avem voie cu ăla. Aia cu besul, mă. Cum e, mă? Cum... lasă-mă un pic. Nu e problema asta. Si me das un beso... Si no me das un beso, già... lasă-mă un pic. Asta, mă, ultima bomba lui Alejandro Sanz. Si no me das un beso, già... Tu ne vas la vedere al limpo. Y como lo dico, lo siento hasta cuerpo que quiere amar. Tu eres la necesidad. Na na ni na ni na ni na na. Na na ni na ni na ni na na ni na ni na ni na na. Si no me das un beso ya, tu boca se lo lleva al viento. Y como lo dijo, lo siento hasta que puerto tierra amar. Na 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 na. O știi? Duc cum o cânt eu ca un măgar gravid? Nu. Si no me das un beso ya. Si no me das un beso ya. Las-o. Să pregătim totuși felul 2. Da. Că e mai decât... Nu, asta nu l-au convins acest om. Na, 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 na. Cum îți plac ouăle? Mângâiate. Și nu vine simțit. Cântați cu noi dragostea și speranța de a fi... Ta, na, na. Deci de fiecare dată... Asta era încercat să o imite pe aia cu Michael Jackson. Da. Deschideți poarta soarelui să... Și apărea Mirabela Dauer din partea asta, exact. De dreapta, așa. Asta am discutat și mai venea cineva... Am avut de Crăciun o întâlnire cu Mircea Baniciu și el a fost prezent acolo. Da? Pe bune? Da. Neataviu Ursulescu-i prezenta. Da. Nu, dar asta era clipul inițial. Da, da. Am deschis fereastra după groaza din vis, așteptând să văd iar bălți de soare ucis. Dar prin ai, na, 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 na. Și acum veneau toți și apăreau exact Michael Jackson, mă, cu... Deschideți poarta soarelui să poată răsări. Pe adâncul cer, senin și pur, din ochii de copii. Ochio show. Deschide-ți. Am luat-o razna de tot. Da. Nu ne mai facem bine niciodată. În urmă cu 4 ani, 5 ani. 5 ani. M-am dus acolo. Și înainte să intru în sala de... Era la o universitate. Înainte să intru la universitatea respectivă să țin discursul meu, am fost pus într-o cameră, unde erau niște cărți. Asta e pe bune? Da. Dar fii atent ce urmează acum. Gata. Sunt ojos y orejas, adică ochi și urechi. Nu, păi translatar, pare că am înțeles-o. Si. Bine, bine. Și am deschis o carte. Luată la nimereală? La nimereală. Așa. Mihai Eminescu s-a născut în decembrie 1849. Nu. De ce? Pentru că nu s-a născut atunci. În cartea respectivă, așa? Jur asta, și am stat la un moment dat, am închis cartea, zic,
ce e aici? Ce e aici? Și ce era? El s-a născut în decembrie. Nu, da. Dar pentru că era un nămeț de zăpadă. N-a putut ăla până pe 15 ianuarie? Au întârziat până pe 15 ianuarie. Bă, ce carte era, mă? Vorbesc serios. Pe ce carte era? Te lo juro. Te lo juro? De verdad? De verdad no tengo miedo? Crezi că lucrul ăsta e adevărat? Păi de unde să știu eu? Bine, eu am jucat și cu el fotbal. El un fate mare fotbalist, am mai spus-o. Cine, Mihai Eminescu? Mihai Eminescu rupea pe fotbal în Toloaca Cernăuțului. În Toloaca Cernăuțului juca cu studenții de acolo, a adus să ia prima bășică de fotbal din Anglia, în Toloaca Cernăuțului. Teodor Ștefanelli vorbește despre cum juca el fotbal. A mai sudat 50.000 de ori. El era un foarte bun înotător cu voluptăți tritonice, așa cum spune George Călinescu, în care toată lumea trebuie să știe că a citit toată lumea istoria literaturii române. Corect. Se băga în apă la Blaj, cred că e un criș pe acolo, dar nu știu care, ăla care mă la mai de jos sau în Mureș, nu, un criș era. În criș se băga și ieșea pe la 10 metri, ridica greutăți. Măicuțele spuneau că el în fiecare dată când ședea la mănăstire ridica niște greutăți. Ce greutăți avea atunci făcute la un strung, la un băiat? Corect. Dar chiar și o piatră, dacă ridică. Alerga 10 km, fiind băieț pădur cu trei rame, este scrisă după ce el mergea prin codrii 10 km pe zi. Nu știu, că n-avea ceas din ăsta șmecher pe atunci, acum măsura el ăștia 10 km, pe 2 metri cu tare. Terminați cu prostia cu 10.000, cu mitul de 10.000 de pași pe zi, că e cea mai mare tâmpenie, este o reclamă la un pedometru japonez și ăla i-a venit ideea prin cap, bă, dacă mergeam, toată lumea trebuie să facă 10.000 și nu mai are nimic. Poate să fumeze, poate să bea, să cadă sumață dacă faci 10.000 de pași pe zi, gata. Și toți umblă ca un șoareci, așa ca un hamster, din ăla să uite la 10.000, gata, gata. Mă, astăzi am băgat totul de sănătate. Dar rest, da? Deci el a fost un atlet. Acum, bă, opriștene, să mor eu, zici că îl descrii pe Rambo, mă, așa era Eminescu, așa ca fotbal, era Neymar cu Messi la un loc. N-a zis nimeni că ținea picurele și mingea pe ureche și pe ceapă și pe gât. N-am zis asta, dar omul nu era amotric. Atenție. Am înțeles. Mare. Cum se poate intui lucrul ăsta de citindu-l la... Da, bă, crezi ăsta era toată corect. Ziua, așa, pletos, rocker. E interesant că noi pe 16 ianuarie dăm cărțile pe față. Ceea ce vreau să-ți spun, există posibilitatea ca ceea ce ți-am spus eu. Cât să fi fost taxolat de beat căminarul Eminovici? Eu, 15 zile? Imediat m-am gândit la niște zăpezi din Brașov. Bun. Unde am copilărit. Și, Meus omle niești d'antan. Așa. Cu vion, sens avion cu vion. Iar am mai plecat. Da. Deci fii atent de aici. Ăștia-s nebun de tot. Deci lucrul ăsta pe care ți-l întreb eu stă și acum în mintea mea. Rugămintea mea, tu fiind mai... Un eminesciolog. Și mai deschis. Mai deschis. Dă să-ți mai pun. Da. Să-ți mai așa la... Rugămintea, ai mai multă putere de investigații pe dar tema asta. Dar voie cu aia. Nu să investighez cu... fără ăla. Dar, rugămintea mea... De om. Este... Eu cred că există un adevăr, un sâmbură de adevăr în chestia asta. Dar dacă a scos-o un nebun... Acum... Noi n-avem de unde să știm exact, corect, exact, exact. Corect. Și am zis că în mentalul colectiv, da, ce îmi place expresia, că a zis și așa, mamă, ce deștept e, lasă-mă. În mentalul colectiv e 15 ianuarie. Acum, băgându-ne în cap de atât de multe, de mii de ori treaba asta, poate o fi 12 ianuarie. Dar eu vin și zic, băi, Horic, ai luat ora azi, n-am o să mor eu cu 12 ianuarie sau cu 25 decembrie. Lasă-o, mă, cu 15 ianuarie. Noi n-avem de unde să știm toate astea. Da? Că și ăla cronicarul Grigore după ureche cu băieții aia când au scris-o la vreo 100 de ani după. Cine? Că a vorbit el cu... Lezorei. Care a vorbit el cu un bunic, care a vorbit cu un cumătru, cu o cimotie. N-a fost acolo. Și atunci am zis așa, cu excepția momentului pe care tu-l descrii și pe care tu l-ai văzut. Da? Mă, Nicolae Iorga a scris operele capitale, dar el a pârlit din letopisețe și așa mai departe. Corect, că la ei a vorbit și așa mai departe. Adevărat. Dacă noi am stabilit că lupta de la podul înaltii atunci, și eu vin acum, bă, nu cred că a fost pe atunci, am pas 75 și cu tare, dacă a fost, bă, 72 și cu tare. Așa s-a pus ștampila. Acum, vine nea Florin Constantiniu și zice în istoria, o istorie sinceră a poporului român, că dacă citești cartea de istorie de 8, n-are nicio legătură cu ce zice dumnealui. Știi? Și atunci te întrebă, unde e adevărul? Noi am învățat asta timp de 20 de ani și vine ăsta și spune că 23 august 1945, era, picând într-o marți, era ziua în care se schimbau izmenele, era ziua intendenței în armata română. Și pe noi ne-a prins în Curugor actul de la 23 august. Okay, da. Vino acum să spui că acolo sunt niște eroi care s-au jertfit lăsând orice limbă de lemn deoparte. Poți să vii să spui asta? Dar ăsta e adevărul. Bă, pe eroii români i-a prins în Curugor, în maieu și în chiloți? Poți să spui treaba asta? Nu. Logic așa a fost. Și atunci, băi, las-o așa, doar mă întorc armele. Pentru plăcerea de a scobi și de a și stârni a fi adevărul. Puțin. Tăticule, adevărul pe hârtie este că era ziua intendenței, ziua izmenelor, să dădeau alea se duceau la spălat, rămâneai în chiloți că era cald afară, se aducea la rând. Dar până venea ăla, că nu era online, nu era serviciul de la Nufăru, ăla era în chiloți și în izmene. Și îți mai spun una pe care am aflat-o. Rovine.
Că nu știm unde scrisoarea e. Scrisoarea nu. Scrisoarea a treia. Da, că dân... Cum? Că dân gură, nu din carte, că de neiești așa. Și așa mai departe. La Nicopole văzut ai... Exact. Bun. Se zice că după aceea asta n-a fost de fapt o victorie a lui Mircea cel bătrân. Tu ești Mircea. Exact. N-a fost o victorie pentru că acea bătălie era, făcea parte dintr-un război întreg care după aceea turci... După vremuri mult venire începând cu acel... Aspece din vântul promenii de lui Staspe. Mulți durare după vremuri peste bânăre un pot, au trecut cu spaima lumii și mulțime de onor. Tu te lauzi că înainte vigilia ți-a... Tu ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acela pus? Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea, dar de fiera credinței biruință că orice cavaler. Da? Și de curând în vijelie tu te aperi cu un toiag și purta de biruință să mă împiedic de moșneag. De moșneag, moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. Nu, nu, zi-mi ca și Cozorici. Na, nu pot. Deci ăsta, ăsta. După, dincolo de toate, dincolo de toate lucrurile pe care le-a făcut un om de omenie, întâiul fiu al țării, dincolo de toate nebunile pe care le-a făcut Cozorici, eu cred că orice îi se șterge când zice și am văzut pentru prima dată un om care pasiunea lui se vedea în buze, în vorbe, în dinți, în saliva. Da, erau actori. Ia, fii atent că iar un pic una de asta. Hai să zici că ești la Robingo sau... Dar dă și mie 16 ianuarie. Aleg... Ce-i cu el? Astăzi. A, am înțeles. Dă-mi posibilitatea să aleg și eu de acolo unele. Nu ai... Voiam un... De la Țepter, că dădeai Țepter. Tu ai ales, ești aici. Ești aici, da. Fii atent. Nu-i greu. Aș vrea să treci puțin să, din recitativ, așa se numește muzică, așa. Recitativ atunci când zici ce vrei să spui aici, adică un fel de vorbă muzicală, dacă vrei. Așa, în ce să trec? Aș vrea să treci în muzică. Am trecut prin Julio Iglesias, prin Maluma, dar astăzi, o zi după nașterea poetului. Atât, strofă, refren. Țai să mă... George Vieru, sunt iarbă, mai mult nu pot fi. Da. Te ajut. Nu sunt, nu te las. Păi, dar de unde, mă? Uitați-vă ce facem. Dă niște de astea și cânt o pușele, pe bune. Nu te las singur. Dar asta e grea și nu poți faci bășcălie de ea. Corect. Și e cea mai frumoasă melodie în toată timpul. Cea mai frumoasă. Eu am vorbit cu fiul. Da. L-am sunat. Păi trebuie să ne dea Teodorovici. Și omul. Da. Cu Cristofor. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. He, babcioale, îmi dau lacrimile, nu pot. Știu. Nu pot. Hai. Eminescu, Eminescu. Partea a doua. Suntem în cuvânt și în toate, floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu, Eminescu. Dar nu trebuia să-mi dai versurile. La zidirea soarelui se știe, cerul a lucrat o veșnicie. Noi, într-o din întocmai ne-am ales, unde ne-am ales cu domnul Eminescu. Doar ca și plasă de siguranță. Am înțeles. George Vieru, unul de mari poeți români, români am zis, da? Iar Doina, eu de fiecare dată ascult asta. Nu există, te vereți, spun și cum începe. Nocturne muzicale, apare poza lui Eminescu, după care ei doi, ia Dumnezeu să ierte cu Bazma. Nu se apropie nimeni, încearcă și Cristofor și Paula Selin, cu tot respectul, vă iubesc. Nu, nu. Varianta asta e de 3-4 ori. Să așează părul, să ridică, să așează, să ridică, să așează. Restul, da, frumos, normal, că toți, dar aici nu. Care e poezia ta preferată? Surâsul Hiroshimei Eugen Jebeleanu, peste Luceafărul. Nebunule, că mai plecat doi acum. Peste, premiul Herder. Comunistuț a greșit-o că
așa, dar noi vorbim, nu, că și Eminescu și așa mai departe. Surusul Hiroshima Eugen Jebeleanu este clasă peste orice poezie românească, în opinia mea. Ce ilustrație vrea la această poezie? E una agresivă sau una mai liniștită? A liniștită rău. Mai puțin? Păi da, dar durează mult de tot, dacă ne apucăm de recitat acum. Și îți pleacă și ăia trei care au mai rămas. Adică zic, băi, era un cretin care recita... Lasă că vine, când aud de Hiroshima, vine americanică, sau o problemă pe suflet. Eugen Jebeleanu a fost acolo, atenție, în baza bunei prietenii româno-japoneze, Partidul Comunist Român, Partidul Chinez Japonez, s-a dus acolo. Când a venit de acolo, exact cum spui tu, cred că a avut o revelație ceva, țâc, s-a schimbat ceva. Omul până atunci mai pe proletărie, așa, mai pe cutare. Și a venit și a zis, vreau să scriu Surusul Hiroshimei. Gândește că suntem în anii 70, în comunism, și omul vrea să scrie Surusul Hiroshimei. Băi, stai un pic, aici să scrie cu tovarășii acolo aici. Corect, tovară, corect. Cutare. Și omul vine și zice, vreau să scriu Surusul Hiroshimei. În afara faptului că este un poem senzațional, e cu corul copiilor, ce ceață deasă, vai ce deasă ceață, nu mai cunoaștem drumul către casă, suntem ușor și ceața e ca fumul, vai unde este tata, unde este drumul, adică ți-a mai face încă de 30 de ori. Asta este una și a doua la bătaie mare, iarăși, bă nebunule, iarăși ești tu priceput așa, peste Luceafurul, Mistrețul Colț de Argint, Ștefan Augustin Doinaș. Da? Care este și autorul celei mai mari povești de iubire din toate timpurile. Ce Romeo și Julieta mă terminați cu prostiile? Irinel Liciu, balerină, Ștefan Augustin Doinaș, români amândoi. Peste Romeo, terminați cu de ce, că a venit la Shakespeare și azi era aia la balcon, Dezdemona, Dăm Batista, nu ți-o da. Și azi, nu, da, prostiile astea. Peste povestea asta, că m-am prins, peste povestea asta de iubire este povestea lui Antipa, care Antipa în momentul în care moare nevasta, zice, mă duc și eu acasă să iau niște de alea să mor și eu. Cum să trăiesc fără tine? Ești nebun? Așteaptă un pic că vin și eu, el a fi mor pe catafalc. Să duce acasă, ia de azepam, să o moară pe loc. Azi, cum să trăiesc fără tine de mâine? Sunt în urna amândoi la Muzeul Grigore Antipa. I-a zis, așteaptă-mă un pic. Ăla fiind mor pe catafalc, ia tot jelea, unde ai plecat tu, Grigore? Și a zis, Grigore, așteaptă un pic, mă duc până acasă, mă întorc. Când s-a întors, era moartă. Da, știi, o să zici că absurdități și nu știu ce. Irinel Liciu, cea mai mare balerină din toate timpurile, de la nivel cu Isadora Duncan și așa mai departe, îl ia pe pârlitul ăsta, în ghilimele, pârlit, care era contra regimului și așa mai departe, și îl adună de până pârnaie, nu-i dădea nimeni. Aoleu, nu l-a angajat pe Ștefan Augustin Doinaș, că ăsta a fost în pușcărie. Și ăla a zis, nu, îl iau eu și ei se iubesc și așa mai departe. Moare dumnealui în timpul operației făcute de Irinel Popescu, dar fără nicio vină, domnul Popescu, Doamne ferește, și ea la fel zice, mă duc acasă și rezolv cazul. Cum să trăiesc fără el? Să duce acasă, scrie 14 cuvinte. Domnul și Dumnezeul meu, o prea mare dragoste, ucide. 11 sau 12. Scrie și s-o omoară. Cum să trăiesc fără asta, a zis. De mâine încolo. Și acum lumea ce niște nebuni. Stați cu minți. Nu, s-au mai întâmplat lucruri de genul ăsta, da? Pentru că el n-a putut să, după o conviețuire de decenii, da, nu-mi pot să stă... Iar ăsta e Eugen Jebeleanu când... N-am fost în Hiroshima, nu știu ce a găsit el acolo prin anii 70, 65, 68 să duce el. Deci trecuseră deja, dacă e 6-9 august 45, înseamnă că sunt 20, cum o minimă sunt 20 de ani, 25 chiar, da? N-a mai găsit pe acolo, era clădirea aia cecului sau băncii aia rămasă în picioare și așa mai departe. Dar tu, tăticule, să vii aici în țara românească să te apuci la mașină de scris, la pix, la ce scria dumnealui, să vezi niște copii zdrențuiți care merg și ți apar așa din ceață și ei cu sânge pe ei, adică, băiatule. Undeva, ori ai văzut un film. După ce Enola Gay a făcut... S-a întâmplat ceva. De-aia sunt genii. Enola Gay, aeronava care a... Da. Ai o strofă preferată? Din Surusul. El este un poem, uneori este cu rimă albă, uneori e cu monorimă, uneori e cu perecheată, da, îmbrățișată, da, 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 și așa mai departe. Îți dai seama că eu acum am avut din gura ta chestia asta? Jebeleanu joacă cum vrea, adică are atât de mare posibilitatea de a se juca cu se juca cu, juca, da, cu, da, da, merge, bine, merge, da, juca cu acestea, încât n-ai, te duci zâg, 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 adică nu este ta-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na, ca tren, știi? E singura dată când aud de Surusul Hiroshimei, este ultima dată am auzit în școală, acum aud de la tine, înțelegi? Cam asta s-a întâmplat acum, tu faci un ar peste timp în toată viața mea. În primul rând că nu pot pe scaun, n-ai cum să răcizi, în primul că e blasfemie. Adică din fund cu microfonul să răcii Surusul Hiroshimei. Îți dău cineva o palamă după ceafă, te trântește pe burtă. Asta e clar. Așa. Nu poți, adică răluci afră. Ce era o fată ca pe și ia mai torne mă niște așa, știi? Nu merge. Mână, ia ouăle astea. Nu merge. Asta e una. Înțelegi? Doi la mână. Da. N-am mai recitat-o. Am luat primul întâi pe Țara la Cântare României. Tu. Uia. Când am zis... Câți ani aveai? Am luat între a treia, între a cincea și între a șaptea, deci că se făcea din doi în doi. Băi, de ce nu ne-am văzut noi doi, mă, mai devreme, mă? Noi doi șale tale, buze, moi, nu mă întreba acum, că nu prea știu. Uite, asta cu Jebeleanu merge foarte bine, foarte bine. Da, Jebeleanu. Toți recitau cu Ceaușescu și a venit un cretin notoriu, eu, recte, clasa a cincea, deci eram a cincea, dar aveam 17 ani,
E mă bărberea mă răspăr deja și aveam o stăcioară ghiciurată. Deci, fără deci, că n-am deci, numai Ionuț Cristoiu, zice, deci e conclusiv, nu s-a tras concluzia. Era între a cincea, avea boietate de 10 primăveri și la 10 primăveri mi-aduc aminte perfect la Palatul Pionierilor și Oimilor Patriei, ăsta mare. Mm-hmm. Abia să deschisese, mirosea a nou totul, vorbesc serios. Și acum joacă Maia, doamna Maia Morningstar pe scena aia unde am cântat eu. Și am apărut, toți recitau cu Ceaușescu, cu tare, nu știu ce. Și a apărut un sandilău care a zis: Cătălin Oprișan, Școala Generală 156, Surusul Hiroshimei. Ce ai zis? Era mititel așa și apăruse pentru că era nou microfonul ăla care se lăsase băgat din podea. Și făcea ăla și ți-a și îți venea în dreptul nasului. Tu nefiind obișnuit el până nu, țineai așa, sau aveai un din ăla. Eu jucam punându-mă în genunchi. Adică multe dintre versurile sunt în genunchi, cu capul așa, și, știi? Adică, practic tu făceai și interpretarea... Și ăla făcea din microfon. Mi-l cobora. Tăticule, 80 și... Deci a cincea, 80 și... Dacă aveam 10 ani, 87. Și ăla făcea din microfon. Până atunci trebuia să-l ții în mână. Că el era fixat sus. Eu când mă puneam jos, aia ce auzeam în sală. Eu trebuia să rag. Hey! Deci să mă acum, să... acum, fii aici. Păi da, fii atent. Trei oameni s-au reîntors... Pentru că am vorbit atât de surâsul Hiroshimei încât eu... O să zic că, băi, ia să recite la mă ceva. Nu, asta este... Îți zic că după asta să termine emisiunea. Deci asta ori o facem la sfârșit și am plecat acasă. De ce zici? Nu mai e nimic după aia. După surâsul Hiroshimei nu mai e nimic. Deci tu decizi. Ascultă ce spune fratele tău. Ascultă fratele. Dacă... Atenție. Fii atent. Ascultă-mă la fratele tău. Nu, facem așa, facem așa. Bine. Tu decizi. Să nu zici că nu ți-am zis. Copii, țineți-vă minte că eu sunt mai... cu experiență de viață, așa, trecute fix. Da, mai netate. După ultimul set, și are dreptate, ai dreptate. După ultimul set, pentru că avem setul acela de întrebări contradictorii, Usonle Niești Dantan. Așa. O să, dar să-mi aduceți voi aminte, da? Mulțumesc frumos. Chiar o să-mi notez și eu. Atâtea foi mai ai? Nu, astea s-au pus pe astea. Noi n-ajungem. Eu am cunoscut un om ca acesta. Se cheamă, se intitulează, a murit Dumnezeu să-l ierte, Nei Liuță Savu. Este singurul om din lume care a bătut Google-ul. Este cel care a fondat mare echipa Stelei, vorbesc de steaua aia veche, ASE, ce armata, ce au și așa mai departe. A făcut stadionul Ghencea în aprilie 1974 și așa mai departe. Și tu îi spuneai, Nei Liuță, am dorit să vorbim despre cum ați fondat stadionul, cum ați făcut stadionul în aprilie 1974. Neinstruitule, suntem în 4 august 1947, reținem în vagonul de clasa a doua care merge către Deva, stau următorii. Capitanul Sevil în partea dreaptă, ochi albaștri, mustăcioară închiciurată. În partea stângă eu, Iliuță Savu, poreclip parașută. În fața mea salvă Tălmaciu, Naciu și cu Lăzăreanu. Lăzăreanu, un băiat care... Nea, Iliuță, știți? Hai să ne aducem că noi trebuie să ajungem în 74. Știți că dacă it's suntem... It's a long way. În august 47 ne ajungem. Neinstruitule, ne dăm jos, jucăm, avem meșcu dormata. 24 august 1947, stadionul Venus, construit de un băiat care și-a vândut... Iliuță, dacă se poate noi să... Știți, a plecat... Timpurile noastre. Dacă se poate... Neinstruitule, suntem așa, la sfârșitul primului an. Bătea Google orice, terminați cu prostii, cu calculatoare și așa mai departe. Dar asta trebuie să ai un fel de deschidere. Da, omul, eu vorbeam cu dumnealui în 2007 și el povestea în 47, n-ai reținut. Asta era ideea. El trebuia să spună toate informațiile. Și acum am intrat în cameră, era frig de nebune, am pus mâna pe calorifer. Neliuță, stai bre, așa mă tați, ce aminte când ai intrat în cameră în 47 și ai pus mâna. Neinstruitule, era un calorifer mare din fontă din al doilea război mondial. Neliuță, 74 dacă se poate, că n-am trecut de 47, n-am ajuns nici în decembrie, n-a dat-o mătu. Ce facem? Iată repartizarea pe camere în sanatoriu de la Sinaia, cum intri pe mâna dreaptă vis-a-vis de Hotelul Internațional. Pe atunci era sanatoriu unde Steaua a făcut primul cantonament din istorie. Pe partea cealaltă este terenul de fotbal Emil Constantinescu sau Emil Costinescu, cum îi zice acolo, inginerul pe care Steaua a jucat. Neliuță, 74, Ghencea, băieți ăștia, acum noi cu ta, n-am trecut de 50 niciodată cu dumnealui. Știi, de aia zic că există oameni, m-am speriat când am văzut că ai toate astea. Ce își propune podcastul tău, vreau să știu? Deci, care e motivația principală? Motivația principală este următoarea. 20-25 de ani, cu toții, noi cei din presă, am dat omului multe tâmpenii. Așa. Multe, tone de tâmpenii. Așa. Și am spus că capul lui este 90 și sufletul și 95% umplut de tâmpenii, dar într-un colțișor a mai rămas o undă de bun simț în poporul român. Și pe aia încerc eu să o scot la nivel. Nu de mâine, de gata, bă, vine ăla, vorbește cu ăla care face timbre și vorbește la de cap de băuri și a doua zi toată România bubuie. Nu, România rurală e tot aia, băieții, tot ăia sunt șmecherii, bombardierii, tot ăia. Dar uite atât, țâc, 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 poate crește.
Adică cine ar face un podcast de 3 ore, pare sinucidere curată, cu directorul muzeului Antipa, un tip senzațional, te pumnea lui, pe care nu știam înainte. Am sunat și omul a zis cum să nu vin. Fiind cel mai vizitat muzeu din țară, omul ar fi putut zică Cătălinușe, nu, tată, mersi da. Frumos. Mersi, ești un băiat de zahăr, nu viu. Eu am 320.000 de vizitatori în cel mai bun an al meu. Nu, cred că trebuie să. Mersi frumos. Omul s-a îmbrăcat și a zis unde trebuie să vin. Da? Vorbești cu... Poate că dorea și el să... Nu. Să nu. Spună despre Antipa și să lucreze la lucrul ăsta. A venit omul care, Dumnezeu filateliei pe România, și îți povestește despre cap de bor și îți explică pe înțelesul pietonului de pe zebra. Am făcut cu băiatul care era șeful fan clubului Michael Jackson pe 1 octombrie 1992, când s-au împlinit 30 de ani de la primul concert Michael Jackson în România. Și a venit omul și a zis, bă, nu l-am cunoscut personal, dar am stat de vorbă 3-4-5 ore cu chitarista lui și ea mi-a spus ce fel de om e Michael și așa mai departe. Noi așa de pe internet și de revista Salut, e ușor să vii să te dai... Mi-a intuit întrebarea. Toți oamenii pe care i-a avut la podcast au fost deschiși, au fost da. Ofertanți la capitolul ăsta? Da. Sau ai avut tu intuiția de a invita pe cine trebuie? Eu nu știu. Pe unii dintre ei cunosc, pe unii nu. Normal. Adică e la prima vedere. Și am zis așa, nu dăm nimic înainte, nu vor. Ca și la tine. Începe să dăm poanta înainte să dea băieții rec, nu mai dai a doua oară la fel. Da? Și atunci am zis, nu, hai să-i dăm drumul direct. Adică noi facem ca și aici, înregistrat, dar în regim de live, da? Mm-hmm. Pe unii nu-i cunoșteam, pe unii au venit cu niște poante senzaționale. Unul recunoșteam istoria. Adică când l-am chemat pe Bobby Durbac, tatălui, marele lui Biz Răducu Durbac, ucis pe 23 decembrie 1989 la Revoluție, mm-hmm. da? Știam ce se va întâmpla. Am înțeles. Un copil, un tânăr a fost pus să-și recunoască tatăl mort la morgă. Ce se putea întâmpla? Puteam să chiuim? Puteam să mâncăm, să bem? Corect. Era clar că... Dar l-am adus nu pentru că, dacă încerci să faci vizualizări, fără ipocrizie, să faci vizualizări cu moartea unui om, ești un cretin notor. Nu, n-avem, corect, știi? E adevărat. Da, îi lăsăm să... Deși lumea podcasturilor... Din asta trăiește, nu? Sau ce? Da, da și... nu vorbesc de mine. Eu, ca și tine, sunt unii oameni pe care nu ne-am cunoscut deloc, nu. Sunt unii oameni pe care îi cunosc foarte bine, dar de fiecare dată aici... Cu toate că noi doi ne-am întâlnit de mai multe ori în ultimii 10 ani, 20 de ani de zile, e prima dată când avem o discuție adevărată. Corect. În rest a fost tot timpul pentru show. Că era TV, că era radio, nici că măcar, era... Nici măcar, pentru da. Că atunci când ne-am întâlnit, de multe ori camerele nu mergeau. Da. Deci ce-ți spune lucrul ăsta? Da. Ai înțeles? Da. Îți spune că de fiecare dată când te vezi tu cu o mare de oameni, sunt lucruri superficiale pe care le discuți și niciodată, dar niciodată sau aproape niciodată, tu nu o să stai suflet la suflet lângă un om. Corect. Iar asta este un lucru pe care mă... Și după aceea mi-am dat seama la oameni pe care credeam că știu, asta este marea surpriză de partea mea și bucurie și în același timp remușcare. Adică eu pe omul ăsta m-am întâlnit de mai multe ori, chiar am avut niște discuții profunde și totuși nu am apucat să-l cunosc. Da. Eu am vorbit cu Ana Maria Brânză, să rămână Brânzoaico. Ana Maria a venit pentru mine oriunde am fost. Că eram B1 TV, că eram Antenă, că eram GSP. Ai început că eram băut. Că eram, știi, mi-e și rușine. Îmi spune numai unde trebuie să vin și așa mai departe. Când avem la podcast față în față, exact cum zici tu, bă, zic, eu cred că știu tot despre ea. De la Gdansk, când a luat prima medalie și o țin minte blondă, vopsită în cap cu medalia de argint și așa mai departe, până acum la ultima din asta. La silver. Hai să facem un joc. Ce să mai intre pe Brânzoaica? Dar uai pe Brânzoaica față, campion olimpic. Da. Nu mai vorbesc de europene mondiale, că noi nici nu mai luăm în considerare asta, doar în jocuri. Și am zis, vrei să ne jucăm viața lui Benjamin Button? Și am zis, bă, mie nu-mi plac filme, dar hai să jucăm. Fii atent, începem cu ce ai făcut ieri. Și a zis, nu, azi. Și a zis cu tare și terminăm în noiembrie 1984 când te-ai născut. Și începe podcastul, ea vorbește, dăm înapoi și terminăm. E noiembrie 1984. S-a terminat. Mulțumesc frumos. La revedere. Trebuie să știi că altfel iar începem. Când te-ai dus tu prima dată, m-a luat fratele meu din Rahova, eram un copil atomic, a zis părinții, băi, ia uși pe asta să scăpăm. Dă-i, m-am dus crimă, nu știam nici cum să țin. Da. Eu eram stângace, ăla mi-a zis, wow, ce tare că e stângace, că n-aveam, rămâi la noi. Gata, mă, medalii, hop, Rio cu tare, hău, și așa mai departe. Da. Și ce ai mâncat în timpul antrenamentelor? Și s-a uitat la ceas, a trecut jumătate ora, cu ce mai vorbim o prigene, că s-a terminat filmul. Și ăla zice, băi, mai avem cu oră. Și atunci, pe de altă parte, sunt oameni pe care nu-i cunoști. Dacă ăla nu e deschis, îți vine degeaba, știi? Adică tu dacă, când m-ai chemat pe mine, e clar că noi aici trebuie să venim, să cel care vine la masă aici trebuie să fie deschis și să vorbească. Dacă eu vin spun, da, nu, ce poezie îți place? Nu, știi, cățeluși cu părucres, bă, măi, la mișto? Nu, bă, curie, chiar asta îmi place. Da, știi? Da. Pe de altă parte, trebuie să fie un fel de
comuniune de idei frumoasă, pentru că nici monologurile nu spun prea multe la publicul. Și trebuie să lași pe omul ăla să vorbească. Oamenii n-au înțeles rostul podcastului ăsta. El zice, Oprișene te-a făcut la bă, a vorbit mai mult decât tine. te-a pișat, bă, Oprișene. Păi ăsta e rău, așa scrie acolo, mă iertați că nu vorbesc. Te-a făcut moci, mă, te-a călcat, bă, cât a vorbit. N-ai scos un cuvânt. Păi asta e ideea. Nu e ideea ăla să stea să uite la mine, bă, dar tu ce m-ai chemat și o să o fac pe deșteptul. Bă, am citit eu, fii atent, când ți-o spune. Omul ăla e specialist pe filatelie. Păi ce să vorbesc eu? În afară de bună ziua, bine v-am găsit, ce aș putea eu să-l întreb pe omul ăla care este parfumier? Și care îți povestește toată istoria parfumului, de unde a venit, de la doamna de tantita de medici care a venit cu parfumul. Eu ce să vorbesc? Ce? Să intru pe internet să caut puțin, să mă dau grande? Și pune la o întrebare și mă blochez? Și acum, după experiența asta pe care ai avut-o, atenție, tu toată viața ta te-ai pregătit pentru acest podcast? Da. Eu nu. Asta e diferența între mine și tine. Da, tu ai avut altceva. Nu, eu am fost tot timpul... Întrebarea, spuneți, abia aștept să răspund și de fiecare dată ofertant. Și ai fost un one man show, bă, îl chemăm pe ăla că nebunul face show. Și acum? Și acum exact invers, tu te-ai la trebuie să taci. M-am retras și în locul lași, tău. Da, și să-l lași pe ăla. Că dacă începe Horia Brenciu și vorbește două ore, ăla să uite, auzi, bă, ce bă, picioarele, m-ai chemat aici, au trecut două ore, mi-ai dat tot asta, o zacuscă și mă ție aici, și tu ai cântat, ai dansat, ai suit pe masă, nu mai vin Horică. Ăla la rândul lui se duce și vorbește, la mine, cazul meu, cu toți sportivii. Băi, ce face ăla, mă, spune pe masă ceva, vine și el se dă mare și vorbește două ore. Păi la genere, să mă duc la ăla. Da. Și ei la o întâlnire la CUSR sau la ceva, sau la... nu vă mai duceți, mă, că ăla-i Sandilău. Dar dacă invers vine și spune, bă, nebunul ăla de la televizor, știi, ăla de făcea ca toți dracii, te lasă și pune întrebări și cu tare, du-te bă și tu și sună sportivi care până ele, cărora până ele cânta imnul. Bă, a noroc, a noroc, aș vrea să vin la tine. Tu scapi telefonul din mână. Știi? Tu scapi telefonul din mână că zici, bă. Pe de altă parte, tu ești unul dintre cei mai invitați oameni la podcasturi. Lucru care nu-mi convine. Lucru care nu-mi convine. Pentru că nu am o viață cum a avut Marian Drăgulescu. N-am o viață cum ai avut tu. Am stat într-un birou, așa, m-a ieșit la televizor și m-am dus până în Brazilia la finală de campionat mondial. Cât poți să... Și lumea ce, de ce îl mai chemați, bă, pe ăla? Știi? Nu. Da. Înțelegi ce zic? Da, eu când ți-am dat telefon, puteai să mă refuzi. De ce n-ai făcut-o? Nu poți. Nu poți să refuzi așa ceva. De ce n-ai făcut? Aici îți dai seama că nu mai e cazul de zi, băi, mai luăm 3 vizualizări sau mai pe YouTube sau și așa mai departe. Dacă te refuză toți aia pe care îi chem tu. Bă, nu vin, mersi. Bun, stai puțin. În primul rând a fost oameni în pe primul care, rând, când în primul rând, în primul rând. Dacă dau telefon. Da. Dacă analizezi telefon, unde te duci. Nu te bagi de nebun. Nu mă bag de nebun. Pentru că omul, fii atent, tu mă suni și spui am un prieten. Băi, sunt Horică. Ce faci, fratele meu, cu tare? Ba, am un prieten senzațional, vrea și el să pornească la drum cu un podcast pe fizică. Și zic, Horică, eu am fost repetent la fizică. Nu mă fac de râs. Te iubesc. Cheamă și tu pe altcineva, întreabă pe unul care poate absolvi fizică sau așa mai departe. Dacă n-ai ce să discuți, păi lasă-mă cocotiți voi așa și fiziune, fuziune, bombe nucleare, cu tare, vorbești de noi la ghid. Nu te baci că te faci de râs. Tăticule, acolo, nici aici n-am, noi sunt închibiți. Noi n-am făcut istorie, băi stai puțin, ăla vorbește din postura unui student la care a terminat 4 ani de istorie și are un masterand în cultura de la Cucuteni. Cucuteni, da. Și atunci, bă, om trebuie să ia liniște, bă, să lua. Nu, noi suntem niște chibiți de spatele blocului. Am citit o carte, am citit un magazin istoric, am mai vorbit între noi, am mai avut o harfă, cum zice, o dudă, da, o poantă și vii aici că omul îi place. Dar noi nu suntem exegeți. E adevărat. În nimic. E adevărat. Tu ești în muzică. Eu nu sunt. Eu pot să spun, domne, în presa sportivă, dar față de Țopescu, Sabi Domozină și așa mai departe, știi, e furnica cu... Dar să știi că se păstrează proporțiile și la muzică. Da. Adică... Bun, dar în momentul în care ne-ar scoate omul din ăsta al nostru, știi, de elementul în care ne simțim bine, bă, oprește un pic, măi, întrebă-mă, pui să cânt. Da, dar amândoi, da, amândoi ne-am depășit cu mult, acum e bravare. Bravadă. Amândoi ne-am depășit cu mult zona de confort. Da, pentru că omul știe ce spune. Pentru că am vrut să știm. Da. Am vrut să știu, zic, băi, eu am citit. Cel mai important ziar din lume, asta este un ziar românesc, cu capul de borpel. De ce? Pentru că lui a fost lene să lipească pe fiecare exemplar trimis un timbru și a pus pe un singur ziar toate 8 timbrele. Și atunci ăla, în loc să aibă greutatea 300.000 de euro, are 300 euro și capul acela de ziar face 2.400.000 de euro. Doar pentru că unul i-a fost... Să-mi spun de să intrăm seara să-l săltăm. Păi n-avem unde, că e la un colecționar englez. Așa pe un net găsim. Pac, 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 pac. Mamă, ce șmecher suntem noi că vorbim de cap. Dar vine omul ăla în fața ta și îți explică. Asta este președintele Uniunii Filateliștilor din România. Păi eu poți tu mai bine ca dumnealui? Și atunci vine omul. Tu ai ideea. Aici contează că tu ai ideea. Bă, deși atent, am auzit de cap de bură la șmecher. Păi cine n-ai bachemăm? Deci tu practic îți faci povestea în capul tău. E foarte greu să găsești omul ăla.
După care merg în trei din astea șmechere din București de parfumuri și zic, bă, stai mă puțin, că parfumul ăsta nu este numai vorba ta să întoarcem patru scaune în lift. Da. Bă, n-au o istorie? În București știți că se vinde acum parfumul care se dădea Napoleon la Waterloo? Nu e bășcălie, nu este nimic, îl găsești la botic? Le Vainqueur, parfumul original? Știi că în București se vinde parfumul original cu care se dădea Regina Maria, Chelcă Flor Royal, Ubigan, Casa? Și așa mai departe. Bă, astea au o istorie. Pe lângă faptul facem noi fâs, au o istorie. Omul ăla deschide în buricul Bucureștiului Podorobanți vis-a-vis de Ionuca Caragiale de liceu, deschide Muzeul Parfumului. Gratis. Tu intri în parfumerie și vizitezi. Ăla vine să-ți explice. Uite, fabrica, cum se făcea la noi, la fabrica Carmen. Asta este o mostră din primul parfum cu tare. Uite, asta e Caterina de Medici cu tare. Cine ar face nenicule treaba asta? De ce să nu-l chem pe omul? Îi faci reclamă? Bă, ai nebunit. Gata, să uite ăștia la podcastul Oprician, a doua zi dărâmă, spar geamurile la muzeul, nu? Dar omul ăla a făcut ceva. Au venit ăștia cu Muzeul Sportului, fiecare fotbalului. Fiecare investiție particulară, Horia, de 1,1 milioane euro. N-am, deci au pus 2 milioane. Acolo. Da? Și au luat 7 etaje în Gabroveni. Și este istoria fotbalului mondial, nu în România. Și ce face Gică Popescu când aude de asta? Sună și zice, pot să vin să vă donez tricoul? Că eu îl țin acasă la mine, Barcelona, capitan în 97, când iau la Rotterdam cu PSG 1-0, la capitanul Barcelonei, și îl văd, nevastă mea, copiii și doi prieteni. Am înțeles. Nu vin eu să vi-l dau vouă, bă, dar mi-l țineți în condiții cu tare. Și omul pune în alea, vacuum ce fac ei acolo, sug aerul, țin în vid și îl ține pe ăla acolo. Nu generozitate. E... Da? Nu e normal? Dar omul de ce-ți vine? Pentru că sunt două muzee în istoria României după 90 deschise și acreditate de Ministerul Culturii. Două. Nu zice nimic asta? Că avem două muzee deschise în 33 de ani în toată țara? Nu vor... Am zis omologate. Vrei să spun că muzeele și locurile de muzică sunt la fel greu de construit? Sectorul 6. Sectorul 6 nu are niciun muzeu. N-a avut niciodată și nici nu va avea vreodată. Cum este să trăiești într-un cartier cu 420.000 de oameni care n-are un muzeu? Și... O să-mi zici că există la AFI Muzeul Sfinților, ne întingem pe trei cuie, stăm așa, atenția, pă mă, nu, bravo, e muzeu. E foarte mișto, mă duc într-o oglindă unde eu-s gras și ăla mă arată slab, aș sta trei zile acolo, că am 80 de chile acolo, înțelegi? Mamă, ce tare muzeu. Dar hai să luăm, aia. Aveți Muzeul Cotroceni. Tată, Cotrocenul tot timpul a fost la Bogață în sectorul 1, nu la Simila cu sectorul 6. A noi spargem sămânța în spatele blocului Bembere, mergem la Muzeul Național Cotroceni, să admirăm pe Eu cred Peter că până Bruegel. La urmă revenim la primii ani ai noștri. Dacă noi am avut bun simț și am învățat ceva istorie și geografie și puțină muzică și... Asta vreau eu. Am zis așa, bă, vine unul și vorbim două ore de... Bă, e plictisitor. Dar omul a reținut ceva. Că la el în cartier, în 1911, Nentul nu știu care cu avionul a decolat. Unde mă să mor eu aici și la mine la Afida? Iete, bă, ce tare. Atât. Una. Mâine, de la altul, adevărat, mai ține minte. Adevărat. La 55 de podcasturi într-un an, Da. Omul ăla a învățat câte ceva. Din muzică, că i-a zis Brenciu ce face do la cheia sol, că ăla a venit, i-a zis de capul de bouri, că ăla i-a zis de ăla, că ăla, că ăla. Și a reținut câte ceva. Iete, bă, deci parfumul Reginei Maria, mă, fii atent, când o să am eu bani, mă duc și iau nevestă imitat. Și zic, fă, te dai cu ăla lui Regina Maria. Ca idee în sine. Mă, mă duc, vă tricoul lui Gică Popescu. Și bineînțeles că o să zică... Fă, vine de la famen, ca să nu zică oamenii că vorbim, că așa vorbim noi. Așa, da? Dar și să mai zice un lucru, mai face un pas către Julio Iglesias. Cine? Julio Iglesias, exact. Cine? Exact. Da, și venim și povestim. Domne, Julio Iglesias a fost mare portar la nivel de echipă de amator la Real Madrid, face accident pe autostradă, rămâne jumătate paralizat pentru că el de aia nici nu poate fi filmat niciodată din partea asta la altă. El tot timpul e așa și așa cântă, pentru că aici are semipareză. Îi aduce un băiat o chitară, exact cum îi aduce lui Dan Spătaru, fost mare jucător la Progresul, da? Și începe omul să cânte și ajunge cel mai bine vândut de ăsta din limba latină. Dan Spătaru câștigă Cerbul de Aur și așa mai. Julio Iglesias care cântă în română. Ale tale, ale tale sunt pe lume florile, ale tale. El cântă în limba română, după Cerbul de Aur, din cât? 68. Da? And the golden flag goes to... Asta nu e 68. Asta e Ricky. Pentru că golden... Și omul rămâne cu unghie din fiecare. Nu stă nimeni să rețină că nu... Da? Am 45.000, stă unul copii. De ce mai stă la mă? Când mă e bătălia de la călugărea, ce mai zis? Nu, nu. Da. Dar rămâne din fiecare. Nu trebuie să rețină. Aha, deci Michael Jackson făcea asta. Sau ăla cu... Și uite așa. Dacă tu ai apărut pe televizor înaintea mea, înseamnă că ești acreditat să mă răspunzi la această întrebare. Wow. Televiziunea, fii de aici. Ia. Mai ții minte emisiunea Reflector? Da. Televiziunea. Încotro? Da. Corect. Asta e întrebarea mea, dar, doamne și domnilor, după momentul nostru publicitar, vine chiar acum. Foaie verde mic cu mic, să răsană. Nu pot să cred. Da. Nu pot să cred că mai, Doamne.
Acelea sunt niște coaste combinate cu niște mici calzi. Dar cum mâncăm noi? Ne oprim, nu? Mâncăm în timp ce... Numai deci, fie, fie, rumână, se ia micul. Da, mă, da, mâncăm în seara rumână. Micul prinț. Că tot am vorbit. Antoine de Sic, mare portar de fotbal. Și ăla? Mare portar de fotbal. La Angers. A jucat. La Angers, portiere. Grande portiere, știi, cu Nearică Răducanu. Când ai zis, stăteam la masă cu englezoia, să moară mama, ăia știau că eu stau sub Grant. Hai vre, Nearică, două. Băi, în continuu, grande portiere, grande portiere, grande. De unde dracu știți că stau sub gramă? Grande portiere. E bun? Ia, mai vorbește și tu acum puțin, ca să mănâncă și gura la invitat. Auzi, am și eu o întrebare. Da. Noi nu știm, chiar nu știm nicio melodie de mici? De mici? O, Marius. Marius, trebuie să-mi spui ceva. O melodie, orice. Eminescu, iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici, facem pe pământ, pe pământul nostru, mușunoaie, de furnici. Deci și el știa de mici. El e primul micar. Eu am fost la Diță Hepaticus la Obor și am făcut o emisiune întreagă cu Eminescu, primul micar. Ne seama că se uitau babele alea. Doamnele, pardon. Auzi, cum era la final de secol 19, secol al luminilor, acolo în Bolta Rece din Iași. Minți luminate, cum da, zi, cum era? În primul rând nu era... Era un fum de nu vedeai nimic. Așa, în primul... Deschideu și aceea să moară viața mea care sunteți aici. Bun. Faceți prezența că nu vă văd. Corect. Da? Nu era... Practic erau... Era. 1895... Era cu lung. Era. Erau niște lămpi de gaz. Bun. Hai, puse pe mese. Cu seu de lumânare. Hai seu. Mai cânta unul se la fuma, un pian. Se fuma numai mahoarcă. Și pipă. Era un fum de reze mai bicicleta. Da? Bun. Într-un colț, un lăutar. Cu pian, n-avea din, cânta la pian de burtă. Absolut. La un acord. Cum crezi tu? Cum crezi tu? Și aia la un moment dat zicea, băi, te bag în paștele, mătii, mai oprește asta, tu nu vezi că noi combatem aici? Și ăla tăcea, hop. Înțelegi? Cât până s-amorsau, că s-amorsau și ei. Cu negruții, cu aia, cu toți. De mie e gărătat, mie îmi place să cred că sunt eu în creangă. Fără poveste. Mamă, ce mânca băiatul. Băiatul, unul de mari gurmanzi ai. Bun. Bine, Viorel Ilișoi are o din asta senzațională. Lui Viorel Ilișoi, scriitorul, îi zici numai poetul, artistul, și el îți vorbește despre ce mânca el tot. Îi zici numai, exact cum faci tu. Ion Creangă, Eminescu, pac. Erau ăia, în primul rând, bogații care stăteau la masă ca lumea și veneau și ăștia săraci. Al de Eminescu, la propriu, și la astea. Ce-am să-l primim și pe ăsta și pe ăsta. Hai, mă, vino, mă, știu cu aia. Era un fel de vizant în filantropică. Păi nu văd, zic eu, pe bulangiu ăsta care apără că suntem aici. Și s-a așezat și el la masă. Ei, ăla nu se oprea. A venit domnul Eminescu, i-a oprit sorom de la zero. Ei combăteau deja 2 ore jumate. Tu intrai în horă direct, erai online. Tu trebuia să știi despre ce vă. Stăteai un pic, 20 de secunde. Intrai direct. Nu, domnule, nu este așa. Vă spun eu de ce. Adică tu nu stăteai așa, zrodeai unghia și ai, ce dracu vorbești? Așa e de cu elocința da, asta. Da, să ridicam picioare. Dreptate, vă, adevăriu vă spun eu acum, domnilor. Dar știi că de din partea... Eu acum preiau, iartă-mă, eu acum preiau niște filme pe care am văzut încă din 1948, da. Dreptate da. Și frăție și toate alea și oratoria asta exacerbată. Da. Dar așa era atunci. Și ăia toți îl ascultau. Și ăia începea stătea la jos să ridica negruții. Ascultați-mă pe mine, Prostache. Că nu voi eu a vă minți. Așa, dreptate voi, vă spuiu. Am fost la Paris, de acolo domnilor să dă ora exactă. Ce, băi, stai, că stai Barosan, a fost la Paris. Nu, da, ce discutăm, da, pac, da. L-a ascultat. Aici și la București, mai pe șerpărie, mai pe nenorocire, că erau interese, ăla conservator, ăla liberal, ăla partidul cu tare, ăla nu știu ce. De-aia zicea Carolică, bă, eu cu voi mâncava și gura voastră, nu pot să mă iau în brațe. Voi am văzut că vă bateți pe burtă, vă scărpinați în buric, vă cu tare. El întindea 2 degete, Carol, atât atingeai. Și a zis, da, de ce? Păi eu mâine cum vă dau afară, mâncava, tată. Dacă nu se faci prieten cu el. Eu dacă mă bapă, bă, ce faci, Morica, frățioarul meu? Cu tare, eu mâine te chem și zic, bă, nu mi-a plăcut spectacolul tău. Nu te mai primesc la sala palatului. Și a zis așa, și zicea, șefilor de guvern, puneți ce ministru vreți voi. Nu mă interesează, tată. Dar la educațiune mi-l lăsați pe Spiru Haret. Aha. În rest faceți ce vreți voi. Vă dați în cap la Ministerul Industriei, la Agricultură. Dar acolo mi-l lăsați pe băiat. Acum mănânci tu. Da. Doamne și domnilor, bine avem. E un restaurant aici în colț, suntem la Bolta Rece. Aș putea spune... A Bolta Rece s-a jucat primul meci de fotbal din istoria noastră în București. Când aș fi în Bolta Rece, iertați un pic, da, nu pot să mă abțin. Nu pot să mă abțin, ce vrei. Mănâncăm micul ăla. Noi acum, de asta am adus mici, pentru că noi, dacă noi nu suntem români... Crezi că era o coastă la Bolta Rece? Nu. Ăsta e singurul neadevăr istoric. Mâncau foarte, 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 foarte gras.
Era școala franțuzească, rămasă undeva din ev mediu mai încoace un picuț așa și ei mâncau claponi. Mâncau claponul. Mâncau, aveau plăcintă de carne de iepure. Ia încearcă tu, tată, să mănânci plăcintă de carne de iepure. N-aveau de asta. Era berea la țap, pe care Caragiale Ucăraici și-a frumos pe cap tot timpul și i-a spus să rămână lui Mateiu. Bă, tu știi de ce avem noi capul așa teșit? Că Caragiale a fost patron de berărie la Gambrinus. Știi unde era Gambrinus? Cum stai cu fața la Novotel? În partea dreaptă. Ai B1 TV? Cobor, da. Cobor două case. La dreapta. Pe Câmpineanu. Da, 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 știu. Acolo era Gambrinus. Da? Și acolo Caragiale a fost patron de restaurant, patron. Caragiale, da, când, corect, acolo când nu avea, când era foarte multă lume că, bă, ce ai la Caragiale să mănânci așa, el servea. El era cu șorți, Caragiale a servit foarte mult, nu știu, ăsta e terenul, da, a servit, nu? Și așa. Și spunea lui Mateiu, lui fiu, bă, Mateiu, tu știi, Mateiu, mă, de ce avem noi așa, da? De la, bă, de la tăvile cărate, bă. Tu știi de ce avem capul noi așa, și la cea, nu știu, capul, bă, de la tăvile cărate. Pentru că el, acum, plecând de la ea și venind încoace în Capșa, hai să ne gândim ce era la Capșa, tăticule. În primul rând că n-aveai loc. Adică unul pleca, unul ieșea, unul pleca, unul ieșea. Nu s-adunau 40 de inși. Da? Ăla să răcorea, ieșea afară, pleca, intra următorul, pac, dădea paltonul jos, punea paltonul, începea, frați români! Stai, mă, că a venit și ăsta, ia, hop, și cu tare, și intra în joacă și ăla. Ei de-aia stăteau câte 3-4 zile. Și viam de aici o chestie interesantă. Acum tu. Mi-a povestit, da, acum eu. Acum eu, mănânci tu, vorbesc eu. Camera pe el. Știi că era interesant? Doiule, strânge! Și erau chestia asta, rătragă. Erau în zona aia, erau vreo 4 trupe, 4 orchestre. Deci nu era penuria de acum. Înțelegi? Acum nu mai e nicio trupă. Aia goală. Nu mai există. Închis pentru recepția Murphy. Da. Iar existau trupe formidabile și ți-a zis, cum ai fost ieseara la tine? Bă, formidabil, că a venit ăla, așa mai departe. Era un fel de zi, unde e acum, la casa cu bere, zi... Carul cu bere. Păi era și atunci carul cu bere. Da, carul cu bere. Acum este un fel de comercial combinat cu o mâncare românească, știi? Cu niște istorie și cu nu știu ce. Exact, cu niște... Oamenii au băgat 1 milion ceva de euro ca să refacă toate picturile cu... Asta e un lucru pozitiv. Cu de aia de aur, cu fier de aur. Și acum îți dai seama că toată efuziunea... De-aia a fost în perioada aia, țin minte când... iubesc femeia, când cu Cristian și cu zi... Zavaidoc și mai erau unii care se omorau pentru piese. Da. Era ăla mare, cel mai mare al nostru, de care lumea nu vorbește, peste Zavaidoc, peste Cristian Vasile, Ghiță Ciolac. Ghiță Ciolac, când s-a dus la expozițiune la Paris în 1899 sau când a fost aia mare, ăla a venit și a zis, președintele Franței, puneți-l ăsta colanul de aur pe gât la cum cântă. Că n-am mai auzit în viața mea așa ceva. Cred că Ghiță Ciolac, imens. Sau Ciolac, oricum imens, care cânta la Iordache unde s-au inventat mici. Că și mici ăștia, nu-i mâncăm așa horia. Noi nu-i mâncăm doar ca să bem. Auzit la final de secol XIX despre bateriile de vin și cum s-au inventat toate denumirile. Batracienii, așa le zice. Da? Și toate astea. Și zice-se că acolo la Iordache 1902, cel mai frumos an posibil, orele astrale ai omenirii, tăticule. Tu asta ai fi vrut tu să te întorci în timp. Ăla n-a mai avut maț. Și a zis, ce facem? Nu mai avem maț pentru cârnați. Cotrobăit-l și văd pe ăla, nădușit, un pic căuta. Nu-i mergea afacerea, că nu mai mergea. Barosane, ce răia, 10 cârnăciori, 12 cârnăciori, ce face că nu mai avem maci? Și bă, străfulgerarea, Zeus i-a trimis atunci un fulger, sau cine era responsabil acolo cu fulgerele, zic, și a zis, le punem fără maț. Patroane, nu se poate, fără maț. A muiat în apă, ca să nu se prindă, și i-a pus așa. Și a zis, nu mai avem maț. Încercăm ăștia. Și atunci ăla, dar cum îl chemam... Orășanu, Nete Orășanu, ăla a venit și a zis ce cârnăciori mici, ce cârnăciori mititei. Și de-aia se cheamă mici și mititei. Frate oprișene, să gustăm frate istoria! Să gustăm dreptate, istoria! Dreptate, frăție, mititei! Dreptate și frăție! Frăție, micărie! Acum au zis oamenii, halo, stați, ajuns, mă, să luați... Da. Și acolo este o poveste imensă cu Maria Rosetti, care n-avea nicio treabă cu româna, că era fata sau sora, ce era sora lui Grant, cel care a donat podul. Deci podul Grant este făcut pe moșia lui domnului Grant, care era ambasadorul Angliei în România. Sora lui Mary Grant este Maria Rosetti. Maria Rosetti, căsătorită cu cea Rosetti, pe aia îi arestuiește frate Brenciule, îi duce cu vaporul până pe la Oravița și urma acum să-i treacă în Imperiul Habsburgic. Și ei vreau să facă o nebunie să-i bateze, îi luau, îi prindeau, îi împușcau. Maria Rosetti se duce după ei pe mal, primește permisiunea, bă, sunt soața amărăților ăștia, oricum îi beliți, îi omorâți, lăsați-mă. Și sub limbă are scris de ăla, bilet.
îl sărută și îi trimite prin sărut biletul în gura lui Lucia Rosetti și îi spune, nu faceți vreo nebunie, vă eliberăm în 3 zile. Pe mal cu băieții vin, hap, și eliberează pe ăștia și fug după aia la Paris. Să închinăm pentru istorie. Să închinăm, Doamne ajută, pentru Maria Rosetti. Maria Rosetti. Mary Grant. Bine, acum putem să fim vagabonți, în afară de vreo 3-4 băieți de-ai noștri, ăștia cei mai șmecheri români au fost Carol I, Mary Grant, Maria de Saxa-Coburg, da? Și tot, am avut și noi. Acum că ne-am mai cunoscut nițel, da. O să avem un nepoțel. Nu. Că ne-am mai cunoscut un pic, o să avem un nepoțel. Eu vreau să spun că te-aș întreba care sunt idolii tăi în televiziune. Dar, de fapt, mi-ai spus din când în când, am extras din cuvintele tale care ar fi oamenii de care te-ai atașat cel puțin sufletește. Dar acum vreau să-ți spun că îți voi spune niște nume de personalități din România pe care îi cunoști, pe care probabil le-ai întâlnit, cărora probabil le-ai strâns și mâna. Să-i caracterizez într-un cuvânt. Nu. Că asta... Ia. Yeah. Să le dai un atribut... Să le dau un singur atribut. Nu în caracterizare, pentru că caracterizarea ar da... Dar vreau neapărat pentru că îi cunosc pe toți. Păi dacă știa, mai veneam eu, mă. Adică, corect, asta era. Asta e de încălzire, pentru că urmează testul vieții tale imediat după asta. Deci mi-ai dat mici mai îndopaca pe curcan. Ia, mă, fă mațu gheoagă, bea niște apă cu întuneric, i s-a făcut mațu gheoagă, uite atât așa cu ial până la... Uite. Ial până la întrebări și uite așa. Drept dovadă de fraternite, egalite, mitite. O să-mi spui și tu niște nume de oameni la care eu o să spun un atribut. Ștefan Bănic. Să o facem lată. Să o facem lată. Bun. Deci eu trebuie să spun în câteva cuvinte, într-o propozițiune scurtă. Nu, în câte vrei tu. Îi cunosc pe oameni? Absolut. Deci nu sunt așa. Am interacționat cu ei? Absolut. Și cei care nu ai interacționat, îi știi destul de bine ca să le arunci o vorbă de duh. Voi începe cu încălzirea. Dani Oțil. Inimă uriașă. Într-un personaj care încearcă să fie dur. L-am bifat-o. Dan Negru. Exact același lucru. O inimă uriașă într-un personaj care nu e ceea ce e la televizor. Interesant. Un exemplu. N-aveam om pe 8 ianuarie. La Aspungro, la antenă. Cine să-ți vină oprișene să vorbească de sport pe tot? Cine dreacu? Când ați început, mă, pe 8 ianuarie? Ești nebun la cap? Am știut telefonul? Am dat la toată România. Cătărinușe, venim, dar pe 15 cutare. Dănuț a zis când trebuie să ajung și unde. Atât. Dar sunasem 3/4 în România. Bă, vină, mă, și la mine, 8 cutare. Cine dreacu începe, bă, pe 8, stăiți nebuni? Mircea Radu. Nu l-am cunoscut. Aș putea vorbi doar din ceea ce am văzut la televizor. Adică cu oameni de dinainte am stat la masă, am dormit în pat cu ei, am jucat fotbal, am și așa mai departe. Cu Mircea Radu pot doar de la... Păi, te invit aici, nu de la... De all you need is love. Bianca Drăgușanu, uite, ca să caracterizeze printr-un cuvânt. Mircea Radu, Bianca Drăgușanu. Hai că-ți două. Da. Bun, Andreea Mărin. Eu cred că doar așa, Horia e un personaj de televiziune, dar în sufletul dumneai o persoană senzațională. Denis Rifai! Nici aici nu... Al, dar de ce e crezi? E colegă de... nu e frumos, știi? Să... E o colegă de breaslă, da. Și nu e ok să... da, hai să... Fiecare are locul lui și parceluța lui. Sau parceluța ei. Deci e loc sub soare Perfect. E loc sub soare pentru toată lumea. Răzvan Simion. Ah, deci la Răzvan trebuie 3 pagini, nu una. Da, 3 pagini. Acum, știi, vorbesc greu. În ce mai greu, deși am băut apă cu întuneric, știi? Așa. Fratele meu de care mi-e dor. Pe bune? Da. Interesant. Mă bucur că nu știu dacă și el mă consideră la fel. Poate. Ce e frate, mă, du-te de aici. Fratele meu Vitreg, de care mi-e dor. Dacă el nu mă consideră așa. Eu cred că te consideră și m-ar bucura să... Uite, chiar m-ar bucura să ne vedem toți trei. O să fac să există chestia asta. Pavel Bartoș. Nu-l cunosc. O să râzi. Îl știu din piesă de teatru. Am fost la piesă de teatru. Da? Mic, dar genial. Mihai Bobonete. El nu știe treaba asta și n-a mai zis-o până acum. Este omul căruia îi datorez explozia.
Vorbesc serios? Da. Cum s-a întâmplat asta? Podcastul lui. Aha, am înțeles. Eram de TV, scriam la gazetă, aveam Azi.ro, mai lipsea ceva. Podcastul. Și atunci ți-a venit ideea? Nu, el m-a sunat. Cred că-i murise un invitat, că m-a sunat duminică pentru luni. Ca să nu o lungim. Dar atunci, în timpul acelui interviu, ți-a venit ție ideea lui Vreau să știu? Pentru... Nu, 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 nu. Atunci am ai zis... simțit că... Nu, podcastul lui m-a lansat. Da, da, asta. Te-a lansat? Nu, nu l-aveam cu podcastul. Ah. Nu. Dar după aia au început oamenii să zică, dacă tu ducându-te la unul faci 2,5 milioane de vizualizări în 5 luni, da, tu făcându-ți-l pe al tău, și eu zic, nu-s interesat, băi Boule, citește-ne pe buze. Cine ți-a zis băi Boule, un prieten sau? Da, un sponsor. Ți-a zis, a zis băi, dacă Boule, ducându-te la... Păi a zis băi Boule, poate nu înțelegi, că noi tot îți explicăm și... Eu eram contra... Nu, am... De ce? Pentru că făceam la Azi.ro, acolo la antenă, făceam treaba asta și a zis, dar nu pe sport, pe orice. Nu mă bag, mă, stați cu minți. Și a zis, băi, uite-te cât ai la Bobonete. Păi zic, asta e problema. Eu ca invitat poate fac. Am dar înțeles, invers nu. Băi, nu trebuie să faci cât acolo 2,5 milioane. Trebuie să faci 400 de mii. Păi și de ce aș face? Pentru mălai, pentru cașcaval, mi-e bine unde e. Stau la birou, scriu materiale, pa, băi, ești bou. Sunt oameni care au ce spune și n-au unde să zice. Cine a mai vorbit vreodată un interviu in extenso cu directorul de la Antipa? Cine a mai vorbit cu unul care face parfumuri? Am avut o circăreasă la propriu, fată de 3 generații de circar, bunica este la circul metropolitan, ex-globul sau cum se cheamă și așa mai departe. Știu, cine am jucat a mai acolo. Făcut un... Da, am jucat și acolo. Cine a mai făcut un interviu cu o fată la trapez care sare și nu are plasă de siguranță de desubt la 20 de metri? 2 ore. Și care povestește toată viața mea cum a fost. Eu m-am născut între cai, între elefanți și între nu știu ce și așa mai departe. Care au dispărut ulterior și nu o să mai vin niciodată. Mihaela Rădulescu. Am cunoscut-o, credeam că este divă în sensul negativ și am găsit-o divă în sensul pozitiv. Să intre Mihaela! Andreea Esca. Am dat examenul de licență cu ea în 1998 la Universitatea București și jurnaliștii în telecomunicării. Comunicării. Fără fiță, fără nimic. A venit cu merțan alb Ghebos, dar n-am putut să deschidă nici poarta. Avea un Ghebos, da? Dar să ne gândim că fiind în 98 avea 3 ani de zile când prezenta știrile Pro TV. Da, da, da. Nici o figură în cap. De o pies, o fustiță, o ceva, un lans de argint la gât, că toată lumea, băi, Esca aici cu noi. Și la fel am crezut că noi. Noi eram niște cichitini, niște scria la Sport 21, un colțișor, Spania. Mm. Ea era bună seara București, bună seara România. Da, da? Plus Soti, plus așa mai departe. Cu imaginea asta am rămas. Și cu imaginea asta și acum. Că pământeancă. Cred că ăsta e. Muritoare. Pământeancă muritoare, știi? Româncă. Da. Nu zeu, nu zeiță, semizeiță. Ultimul. Ultimul și cel ca mai bun. Să, ca să guși puțin din coaste. Da. Florin Călinescu. Aici, l-am văzut la altă seară. Cum așa? Am zăpuit, am zapat și am rămas pe B1 unde era într-o discuție cu Turcescu, într-un monolog cu Turcescu. Imens. Imens. E fără, n-ai cum să descrii într-un cuvânt. Omul este imens. Adică trebuie un cuvânt, o enciclopedie a orice, cred că e preonasp. Da? O enciclopedie a orice. Omul care l-a plimbat pe Turcescu la amețit, să l-a un pic publicitate, să mai bea puțin apă, că nu. De politică, de politica asta la gura sobei, de sport, da, asta, de cutare, asta, știi? Asta, adică, excelez, asta îmi place la el. Da, sport, cultură. Păi cine Paștele Mătie ești tu, mă, ăla dă-mi pui mie girofarul care, așa vorbea, care merge senatorul de la București la Focșan să mă dau eu deoparte. Ce treabă ai tu, mă, la Focșan, mă, să zbârni girofarul ăla în spate, tu spate și așa mai departe. Dar exact cum gândește omul. Da, da, da. Probabil că ăsta e marele talent, să vorbești pentru pietonul de pe zebră, Horia, cum zicea Tuțu Condurățean, Dumnezeu. Eu cred că ai trecut teste peste teste. Oh. Iar acum intrăm într-un domeniu care ție ți-e foarte familiar. Aoleu. Dar pentru prima dată... Fii atent acum. Deci m-am dopat intenționat ca să aibă ce să taie, uite, să curgă. Uite, îmi cer mii de scuze. Îmi cer miliarde de scuze. Da. Vă cer mii de scuze. Vă cer mii... Îmi cer mii de scuze, nu e corect. Că-ți cer ție. Asta era gluma mea preferată. Da, vă cer mii de scuze. Nu mai îmi cere, dragă, nimica. Lasă-mă în pace. Da. Dar în momentul de față vreau să trecem la o secțiune foarte interesantă la care mă va ajuta Marius. De ce are pe muzică? Iosafon. Știu toate astea și astea. Sportul, dar... este una dintre pasiunile tale. Pasiunea mea, sportul. E sportul. Da. Astăzi nu mai e omul mort, nu știe ce e ăla. Sport.
Iată, completăm oracolul lui Cătălin Oprișan. Oracolul din Delphi. Mă rog, din militari. Vă ascult. Ia fi dat în sacu. Eu îți dau niște versuri. Așa. Aici sunt strofe și refren. Iar cântăm? Hai să... Atenție! Hai să bea un gâdă de ăsta, că s-a uscat. Stai bine. Atenție! Da. Eu îți spun atenție acum... se cântă. Atenție se cântă, dragă Horia. E ușor. A scrie versuri când nimic nu aia spune și rând cuvinte goale ce din coada o să sune. Dar trebuie să le știi. E imperios necesar să le știi. Ce-am făcut? E imperiu. Cu imperiu contraatacă. Bun, deci eu trebuie să le cânt sau să le recit? Ce? De tu, 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 ca, tu, ca, surtu, chante, 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 encore un fois. Encore un fois. Ăsta este primul imn. Nu știu pe asta. Nu există. Nu știu. Ba da, ba da. Nu știu, nu știu. Nu. Păi... Tu îți dai seama că acum se întrerupe cariera ta de domn? Nu m-am mai uitat la un meci din campionatul nostru din 2006. Am 17 ani și mă mândresc cu lucrul ăsta. 1907 s-a născut. Fii atent. Du-te știu. La refren. Tu ai nume și renume. Tu ai nume și renume. Nu. Stai că am luat-o prost. Stai că-mi vine în cap așa. Ia tonul. Primul test, imnul CFR-ului. Tu ai nume și renume, forța CFR, că toți ardelenii în lume, forța CFR, luptă și învinge, forța CFR, de noi nimeni nu se atinge, forța CFR, forța CFR. Bravo, tat. Așa fac ăștia mari artiști, aruncă pe jos după aia. Că fac și eu așa. Și mă înfu și... Am înțeles și gata, m-am rezolvat și cazul ăsta. Atenție! Acum, ce n'est pas suffi le refrain. C'est mai mult, c'est beaucoup, c'est mai mult. Tu m-am compris. Atenție! Se citește pe chipul meu, da. Atenție! Da. E și mai ușoară asta, dar am așteptări de la tine. Hai, Oltenia, o dăm cu asta cu Oltenia. Nu, sus. Nu, e mult acolo. Hai, de bucurie rar avură în parte, în unele duminici pe la nunți. De-acolo suntem olteni pe viață și pe moarte. Suntem olteni, adică suntem mulți. Suntem olteni, adică suntem mulți. Un rost ne-a dat măicuța noastră dulcea. Să fim dintre români ce mai fierbinți, din Dol și până-n Olt și până-n Vâlcea, și până-n Gor și până-n Mehedinți. Să vă aud bunuțele! Oltenia eterna, Terra Nova, cu cântec care astăzi și priviri. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Tu campioana unei mari iubiri, poftiți cu toții! Campioana unei mari iubiri. Nu te opri, Horia, dacă ai talent, cântă! Să ne vedem cu toți la Țebea. Până la acum aplauzele au fost timide. Dar dă-mă un Real Madrid să scântim, nu? Dă-mi un Barcelona, dă-mi un Sevilla. Te rog, calmează-te. Am urgăminte, calmează-te. Da, calmevu, mezelev. Doamnă și domnilor, îți face numai hârtii de astea pe jos. Foarte bine. Învățat așa ceva. Cred că munca acestui podcast se vede după câte hârtii sunt pe jos. Ne dușea la 25 iunie 1900 23. Și suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid. Nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Hai, tată, și Rapid. Rapid, după dacă ne iubești. Rapid, 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 haide, hai, Rapid, Giulești, haide, hai, Rapid, Giulești. Inima ce bate, bate, la nevoie un tun, 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 pentru o singură dreptate, să învingă cel mai bun. Toată lumea! Și Rapid, toți, băi, Rapid, toată lumea! Luptă dacă ne iubești, Rapid, Rapid, Rapid.
Haide, hai, rapidule. Și încă o dată pentru toată lumea. Rapid, 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 rapid. Luptă dacă ne iubești. Rapid, rapid. Haide, hai, rapidule. Și încă o dată pentru toată lumea. Haide, hai, ahoi. Aplauze cu bravo. Și de pe câte mai ai mâncat și curiț? Rămâne că sunt aceeași foi. Nu, că am făcut vocaliză de dimineață și... Bun. Dar dă-mă un pic, ca să fim șmecheri, dă șmecheri, dă șmecheri, să cântăm alu, alu Sevilla sau alu Barcelona. Cum sună alu Barcelona? Tot el cam... Stai că fac asta. Tot el cam... Es un clam... Som la gent blaugrana. Dar vezi, asta e în catalană și e mai greu un picuț. Da, da. Și ai la altă, alu Sevilla. Alu Sevilla e cel mai frumos imn din toată. Terminați cu Iuneva Ocălon, acum toți ăștia fanii Liverpool o să ne taie capul, ca pe Cormorani o să ne taie. Dar dacă aș ști eu pe alu Sevilliei, ia, dă-i un pic. Tu ești urechist, adică poți să cânti orice? Nu vorbesc serios, să mă, da, e urechist, da, da, omul, da? Zi. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y Sevilla, 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 mamá, cum e, bă, bă, ia uzi. Aquí estamos contigo, Sevilla. Tăticule, altceva, nu? Și mai, și mai e aia lui San Lorenzo, care a cântat acum toți argentinienii când au luat titlul mondial. Soy de San Lorenzo, sí señor, qué loco soy. Nu știi pe asta? Ia dă-mă, dă, dă un pic aici că soy de... Dar uite ce frumoasă este Sevilla. Fiată. Eu n-am auzit-o așa. Vrei să zic ceva? A? Că ai spumit, a intrat pe același ton din care e piesa. Deci am... Băi, potoliți-vă, că eu nu mai vin la Horia să mai... Nu mai băga asta în cap? Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla. La Giralda presume orgullosa de nuestra ciudad. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. Bă, eu nu mai vin să mai cânt altă. Potolește-te și tu, zic că n-ai nimerit. Lasă-o n-ai, că nu pot, eu cât să... Ia, gata. L-ai găsit? Da. L-ai găsit? Da. Doi, trei, dă-mi eu la de sus. La... Asta e. Soy de San Lorenzo, sí señor, qué loco soy, con hinchada quiero ver campeón, vamos ciclón, el nuevo gasómetro ya está, vamos a ganar, en cancha nueva otra vuelta quiere dar, de frente al mar, cu toții să vă aud mânuțele. Soy de San Lorenzo, sí señor. Doamne, să ne ierte, aveți vecini în zonă? Sunt aici. Ai, noi ne obișnuim, oamenii sunt obișnuiți cu bătăi de tobă. Am înțeles, dar nu știți, și cu răgetele astea. Știți să bați la tobă? Astea. Nu. Mi se spune aici. Bubu în cartier, dar nu știu. Fii atât de aici. Bubu mi se spune de la bețele sau. Trebuie să fie ținute așa. Eu cu ultima dată cu bețele astea am mâncat la chinezesc. Erau mai mari ele. Astea trebuie ținute așa. Da. Iar asta ce fac eu aici, de exemplu, este tremolo, așa îi zice. Tutti con tremolo. Tutti con tremolo. Da, dar e așa. Atențiune, atențiune! Acum fă tu. Suficient. Fight. Pentru mici ăștia trei în halul ăsta am ajuns. Cu halul ăsta mă prostituez. Vreau. Pentru o costiță și trei mici. Adă și niște cartofi prăjiți ca să bala asta. Deci cum ai zis? Le țiu de aici. La mijloc, la mijloc. Și încearcă să nu dai, ci să... Ca și când el are recul, da? Ca și când pui frână la mașină și faci așa. Exact. Ăsta e, ăsta e. Bravo! Da, mă, că sparg asta, Doamne ferește. Nu spargi, mă, că nu se sparge. Fac și din alea. Ai de capetele mele și de cele... Bă, tu știi prea mai multe decât vrei să arăți. Da. Nu, da, sunt modest, dar mă tratez. La Pierișar, fii atât acolo. Auzi, s-au întâlnit doi bătrâni la masă. Da, 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 da
suficient. De la mici ăștia oare? Erau proaspeți? Deci asta vreau să spun ție. Și acum trebuie să le bag aici undeva în figuri așa. Unde ai găua aceea? Nu, pune-o de așa, de cruci, peste. Așa? Da. Ca și cum am terminat masa, vine unul și strânge toba asta? Da, lasă acolo. Da. Pentru că acum trecem la alt test. Mamă, trei mici, o ceafă și mă ține de 3 ore și joacă cu mine. Fii atent aici. Mă vindea mai scump înainte, mai prostit. Îți dau o bucățică dintr-un fular. Mai speriat, când ai o bucățică. Iar tu trebuie să-mi recunoști de la ce casă de modă e, de la ce echipă e. Dar nu știu asta eu. Te ajut? Ia. Pentru că nici eu nu știam. Sincer să fiu, nici eu nu știam. Unele sunt la botul calului, altele la botul... Bun, tu mine pui fularul aici? Da, eu pun fularul aici. Merge. Sunt tare ca fularul acum. Atenție! Ăsta. E de fotbal? E de fotbal, toate sunt de fotbal. Toate sunt de fotbal. Poți să-l ridic așa? Nu. Îmi place. Păi ai zis că mă ajuți. Da, te ajut. Țara. Uite, te mai ajut. Bineînțeles că ajutoarea... Da, mi se reduc șansele. Când de fac. Nu mai pot să sun un prieten, nu pot să... Nu, dar dacă... E o Franță? Nu e o Franță. Nu e o Franță. Da, nu știam. Nu-i Sunderland, nu știai? Nu-i nimic. Nu, deci... Asta l-aruncăm. Aruncați. S-a dus fularul. S-a dus. Atenție. Da, nu, de ce să fie altceva? Atenție că ăsta e... Asta... Are socră mea unul la fel. Mai deschis un pic aici pe roșu. Atenție. Cărămiziu ăsta. Tu unde mă să știu ai nebunii la ca Wesam United. Așa te Ciocănarii. Ciocănarii au jucat aici antrenor manager Harry Redknapp, au jucat aici Florin Răducioiu și Iliuță Mr. Dumitrescu. Deci așa? Și da, ăsta este. Da. Ăsta este Ciocănarii. Perfect, Ciocănarii. Nu vă gândiți la prostii, așa e denumirea. Atenție. Doar. Schimbăm țara. Germania... Nu? Nu. Ia mai deschidem. Mai deschidem. Aici e Rusia sau Bulgaria? Ceva? Nu. Aha, e Partizan... Nu Partizan Belgrad, e Steaua Roșie? Nu. Nu. Asta este Serbia. Ah. Nu nimic. Da. 2 la 1. N-am făcut rusă. Și de-aia nu știu nici cuvintele astea. Aoleu. Era să se vadă. Aoleu, dar se vede. Păi nu, ține-l să nu se vază. Da. Ah, dacă vezi asta. Nu. Dar nu o să vezi asta. Scuză-mă, că trebuie să-l prind. Nu te uita! Dar nu te uita! Băi, să-l uită, parcă... Nu mă uit la nimic. Tată, asta-i da. De-a mea. Niciodată retrogradați 1899 înființați. Sunt 7 provincii în țara Bascilor, 4 în Spania, 3 în Franța. Beja Navarroa, Gipuzkoa, Pamplona, nu, stai să nu le, deci este, sunt 4 în Spania, una e cu Osasuna, capitala la Pamplona, deci Osasuna, una este la Real Sociedad de San Sebastian, una este Bilbao și mai e încă una. Asta e Athletic Bilbao. Hai de capul meu. Ești prea tare pentru mine. Ești mui foarte. National Arena. Au jucat cu Atletico aici. 3-0 i-a bătut Atletico. Ai fost la meci? N-ai. Da. Ai fost la meci? Auzi, dar nu vrei să mergi la meciuri? Nu. Mulțumesc mult. De ce nu? Ți-e rușine cu mine? Nu mai ales fotbalul românesc. Nu. Am avut așa un și... Și acum o să-mi dai unul din România, logic, ca să râzi de mine, normal. Mă, că am mai văzut filmul ăsta ce n-ai. Nu, stau nimic, mă. Da. Nu, mă citești, dar nu pentru de-a întregu așa. Ce țară? Nu pot să spun. Dar am schimbat țara. Nu poți să spui țara? Nu pot să spun țara. Dar vezi că o știi. Și știi și date despre ea. Hai, îl desfac puțin. Hai să... Mai nu mai pot să desfac. Hai să desfac mai mult acum. La ba... Vorbește frumos. La bari... Ase bari? E bari? Da, e bari. Bari.
Deci asta este Bari. Asta e Bari. Uite-o. Asta e Bari. Soprattutto siamo noi, la più bella squadra del mondo, asta e Bari. Bravo. Și știu cine a jucat acolo? Florin Radu Răducioiu. E, vezi? Că știam, sí, știi. Sí, sí. Deci eu cred că... Eu o cred scoatem că ai... la egalitate la boxe. O scoatem la egalitate, da, la... Dar mai am de lucrat. Mai am de învățat. Niciodată nu există perfecțiune, exegezii, da, sunt în altă parte, nouă ne place ceea ce facem. Da, ne place. Place, ne Roma. Place, da, știu. Plecat de la Șuie Paparude. Cine are cea mai faină galerie? Din lume sau din România? Din România. Rapid de departe. Să și din lume? Din ca nivel al textelor și al bannerilor, Dinamo. Ex-Dinamo, fosta Dinamo, ca mesaj transmis. Ca frumusețe de departe Rapid nu are termen de comparație. Din lume așa, dacă te gândești că ăia în Anglia cântă 90 de minute, ok. Dar n-aș da în viața mea pe o galerie de-a lui Boca Junior sau pe una din Argentina. Pentru că acolo e altceva. Repet, cântec și așa mai departe, dar ca nebunie. Oamenii care se duc 35.000 de oameni la stadion și sunt 50.000 de oameni, știu sigur că 15.000 de oameni n-au să intre nici dacă să țin în brațe. Că stadionul are 35.000 locuri și îi pleacă 50.000 la mei, 15.000 rămân afară. Ăștia cu soi și de San Lorenzo. Afară mai intră unul cu tare, de aia, Doamne ferește, când se produc tragediile, se produc ca lumea, ca să zic așa, știi, cu asta nu se glumește, dar vreau să zic, dar ca nebunie, ca uite ce s-a întâmplat acum, la ei o formă de noi nu înțelegem pe asta. Orice brazilian care coboară din mașină fotbalist, el coboară așa. Așa au ei în sânge, așa s-au născut. Argentinianul la fel, ei au 90% inflație. Cupa asta mondială a făcut uitată inflația, uitată, două luni de zile, ei să mai trezesc până ianuarie, când zic, bă, avem inflație, 90%, ei până atunci au avut inflația asta, da, somos campeones del mundo, da, știi, și atunci, da, la ei e aici, cum unii să nasc chiori, unii să nasc hocheiști, unii să nasc așa, ăia să nasc cu lambat. Ai văzut brazilian să nu știe să danseze? Nu există, ăla de mic face numai așa, că nu o potrivește părinții, băi, o face așa, hau, în continuu, hau. Argentinianul la fel, el de mic cântă, era aia, abuela, abuela. Au ieșit argentinierii, 200 de argentinieri și au găsit o bătrânică de 75 de ani pe stradă, n-aveau versul, n-aveau nimic și au început, abuela, 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 și a început să danseze, abuela, abuela. Gândește-te la noi, o bunică cu doi dovlecei, că săraca n-are bani de pensie decât cu doi dovlecei și cu două tiosen în brațe și cu ce mai ia hipazin și ce pe aia. Ce dansează ea? Și, nu, să vină, bunicuțo, bunic, băi, nenora, ce ți-o nu mă știi, hai de brei, bunicuțo, bunic, nu, pentru că nu e natural, nu e natural. Poate doamna ar dansa și la noi, dar ar fi ceva forțat sau că, virgulă, copilul dumneai ar șca național României care e campionat mondial. Nu se întâmplă niciodată asta, dar zic așa, când ne trezim noi din vis. Dar acolo e natural. O doamnă de trecea strada, vine, abuela, abuela și începe să danseze. N-a obligat-o nimeni, n-a luat-o ea în brațe. Asta, așa se nasc ei. Marius a pregătit o piesă. Asta e doar de recunoscut. E foarte ușoară. Dacă Robingo nu s-a închis? Nu. Nu. Robingo nu e moartă. Asta. Da, bravo. Robingo se transformă. Acum o să ascult o piesă. Fii atent. E foarte greu de cântat, drept pentru care nu ți-o cânt. Dar... are cele mai ciudate acorduri din întreaga lume. Și ce trebuie să faci? O să recunoști melodia? Asta... ce e în al cărei echipe asta? Through the storm, da, o avem? Da, poftim. Da, eu cu engleza. Da, hai să mergem direct la refren, nu? La refren mergem. Walk on with a hope in your heart and you never walk alone. You will never walk alone. A murit anul trecut Jerry. Dar tu știi care a scris?
Este o poveste senzațională, a intrat în vestiar la managerul celor de la Liverpool și a zis: am un băiat care vrei să mă vadă, să vă vadă. E fotbalist, nu cântăreț. Bă, de cântăreț n-are de nou acum? Noi n-am mai luat campionatul de 10 ani de zile. Are un imn. Ce are, mă? Prin anii 60-70. Un imn. Ești tâmpit la cap? Lăsați-le cel numai 2 minute să intre in. Bine, și a apărut Jerry and the... Dar știi că piesa asta a compus-o, au compus-o doi americani în 45? Da, este un pe Broadway. Da. Pentru, e o piesă de teatru faimoasă. Exact, un musical. Acum ne luăm la mișto, îți pun și subiectul. Cu fata care... Aici nu-mi place de tine. Ne batem joc, adică rog, ori suntem... Vreau să-l ducez rapid, că adică ori suntem șmecheri, ori nu mai suntem. Lasă-i puțin asta, că poate mai gustă. Nu mai gustă. Te rog frumos să ne ducim rapid, că e în stare să creeze o panică generală. Acum ne luăm cine a compus asta și... Da, eu am Depeche Mode care se cântă la Celtic. I just can't get enough. I just can't get enough. De pe albumul Speak and Spill 1981, primul și singurul cu Vince Clarke, care după aia a plecat la Erasure. Alte întrebări? Au rămas doar 3: Dave, Dumnezeu să-l ierte, Martin Gore, și Fletcher, Dumnezeu să-l ierte, care a murit anul trecut, anul ăsta, adică când înregistrăm anul trecut, de 26 mai, fix de ziua mea. Știi că l-a avut un an de zile să moară și a murit de ziua mea, ca să țin minte toată viața? Am plâns crunt. Da. Crunt. Nu știam că e ziua ta atunci. 26 mai. Dar acum îmi dau Andrew seama. Fletcher. 33 de ani sunt cu ei. Dragii mei, alte întrebări nu sunt. Sunt ultimele întrebări. Iar acum, genericul. Asta o cântă omul din astea ale lui? O cântă omul din astea ale lui? Ia-mi cântă omul din astea. Cine a compus această melodie? E necunoscut. Omul. Cu toți aici de Bach? Vezi? Vezi? Nu, stai că n-am nevoie. Vezi? Asta vreau să spun. Nu, e necunoscut. Nu e atât de cunoscut. Ba da. Cine? Ia. Spun, zi. Dacă spun... Da. Zi. Handel. Am zis Bach. Georg Friedrich Handel. La mulți ani. Să-l ierte Dumnezeu și să... Da, gata. Iar acum o întrebare mai pământeană. Ia fi atât. Luțu sau Sămărtean? Oh, ce greu e asta. E cea mai grea din istorie. Amândoi mingicari, pe amândoi iubesc. Sămărtean cu minte liniștit, Luțu nebun și nenorocit. Acu ce variantă poți să alegi? Vacanța mare sau divers? Amândoi făceau poante, amândouă grupurile și amândouă umpleau săli. Tu trebuia să alegi. Dacă o iei spre divertis sau spre vacanța mare. Știi că... Sămărtean, mingea lipită, Luțu la fel. Ascultându-te, îmi dau seama că știu prea puțin fotbal. Nici eu nu știu. La mine s-a... Da, altă întrebare. Presă scrisă, TV sau radio? Presă scrisă de departe. Eu n-am fost și nu sunt un om de televiziune. La mine a fost o chestie. Părul stă bine? Nu, n-am nicio treabă. Presă scrisă. Să iei, să pritocești materialul, să cauți, să scurici, da, și așa mai departe. Dacă ai comenta un meci de fotbal... Maradona, ta, el diablo, el diablo, de ce planeta viniste, el barilete cosmico, es un gol para llorar. Iertați-mă. Nu, care ar fi strigătul tău de gol? Asta e întrebarea. Care ar fi strigătul de gol? Gol, un minut jumate s-a luat, e dat lui Liuță Dobre, deci nu mai poți să urli. Un gol, un... Asta mi s-a părut senzațional, nu mai poți să imiți ceea ce s-a făcut, spectaculos. Mai era, Dumnezeu să-l ierte... Ghițulescu, care zicea, șut și gol. Ăia dărâmau tribuna, este, bă, să moară viața noastră cu tare. Dragi radioascultătorii, din stadionul din Ștefan cel Mare, șut, gol. Dinamo conduce cu 1-0. Ăia ceau, este, bă, cu tare. Da? Omul așa era... Demențial. Da? În 1993... La Cardiff, 17 noiembrie, sau ce vrei să întrebi. Ce... Stai. În 1993, anul în care am debutat și eu. Unde ai debutat? La TVR, în rolul... Atât de târziu, nu ca tine. Da. În 88. Ronaldo, brazilianul. Ronaldo do Souza, fa. Souza, da. Lim. Obligat. Înscrie 5 goluri în poarta unei formații. Compostela. 41 de metri pleacă, schimbă de 11 ori direcția de atac. Ea se numește? Jucala... Compostela. Se numește? Nu. A, ce marchează 5 goluri. Da. A, am crezut că da. În 1993. Da.
Nu, mă gândeam, da, ai dreptate, aia e 96 cu Compostela și număr chiar 5 goluri, am crezut că vrei să, am luat-o înainte. Nu, nicio problemă. În 93, el este în Brazilia sau dacă nu s-a dus la PSV Eindhoven. Ajută-mă un pic aici, s-a dus la, e în Brazilia. În Brazilia. Pentru cine a marcat sau cui, în contra cui? În poarta unei formații. El a, cum se numește formația respectivă? Nu știu, dar încerc să intuiesc, nu știu. Păi în primul rând, dințosul 93 avea 15 ani. Sunteți bagabunți cu întrebările astea. Exact, asta vreau să spun. Adică nu este Eindhoven sau Barcelona sau... Rectific, sunt întrebări bagabonțești. Bagabonțești de bagabunt. Bagabonțești de bagabunt. Cu B începe, se numește Bahia. Bahia. Nu știam. Nicio problemă. Nu știam. Cel mai vechi club de fotbal din Spania se numește... Recreativo de Huelva. Băi, ce tare e, bă! Hai acasă că e târziu, dați-vă de la geamul. Hai să fiu, Andrei, auzi? Nu, la anul. Da. Așa. Actualul Santiago Bernabeu. Si, Cea Martin. Inaugurat, inaugurat în 14 decembrie 1947. Santiago Bernabeu. Du-te, poți să te ating? Da, du-te, bă. Câte acum gata. Gata cu Bernabeu, Heul Teleleu. Da. Câte medalii are România la Jocurile Paralimpice? Na, asta e gata. În toate timpurile? Din toate timpurile. Sau doar toate acum? Timpurile. Sunt patru. Nu, nu știam. Nu. Nu că nu joc bagabonțește. Știu de una actualului președinte al Federației Novak la ciclism. Da. Și atât. Era una de aur, două de argint și una asta de bronz. Asta de aur o știam. Da. Dar asta a fost o întrebare la care mi-am dat cu nu ziceam oricum Tesla mai mult de 5. Nu ziceam mai mult de 5, dar nu știu dacă ziceam 4. Echipa care câștigă 6 titluri consecutiv între 1922 și 1927, record egalat doar de Steaua București 71 de ani mai târziu. 22? 27. E România? Nu e România. E România. Da. Chinezul. Bă, e tare ăsta, mă, să mure. Dacă tu te duci pe... Te rog, da, da. Bagă. De la Divertis n-am mai auzit de astea. Tân, tân. De la Stroie și Vasilachi. Să fie. Asta e de încălzire, doar așa că m-ai dat peste cap cu întrebările. Câți jucători sunt într-o echipă de curling? Nu știu, dar încerc să mă gândesc. Într-una singură? Da. 8? Nu. Nu știu. 4. 4 sunt? Da. Nu știam, mi se păreau mai mulți. Da, nu, eram... Dar la freca gheața să bagă mulți. Asta nu trebuie. Nu, n-ai cum să știi. N-ai cum să știi asta. Nu ai cum să știi. Zi. Nu pun dacă vrei. Săi peste ea. Săr direct. Nu întreba. Iată, primul meci televizat a fost între două echipe. Da, din Anglia. Răspuns parțial corect. Trebuie să pronunți o singură trupă. Atât. Primul meci. Televised. Broadcast. Must. Este o finală a Cupei Angliei. Din televizat. FA Cup de prin... Televizat. Televizat. Aia, nu? 37. Este o finală de Cupa Angliei. Nu e finală de Cupa Angliei? Nu. E un Arsenal cu... Ăsta Arsenal. Extraordinar. Un Arsenal... Nu e finala Cupei Angliei? Nu, e un Arsenal cu echipa de rezervă a lui Arsenal, dacă îți vine să crezi. Pe BBC? Da. Pe BBC e. Era... Da. Deci, tu n-ari. Am nimerit. Care e cel mai mare fotbalist român? Eu nu i-am prins pe Balaci Calumea și pe Gicu Dobrin. Unii spun că înaintea lor ar fost Aurică Guga, cel care a murit când a căzut în apă, în Bega. A pus frână, a căzut, juca la Timișoara, a căzut acolo. Neavanea Chirilă, Dumnezeu să-l ierte, care l-a văzut, a zis că de departe cel mai mare fotbalist român, peste Hagi, peste Dobrin și peste Balaci. Nu l-am prins pe Aurică Guga. Cum Gicu toată lumea Dobrin... zice de Messi, nu zice de Pele. Da. Dacă mă întrebe așa pe mine, Gicuță Hagi din ce am prins eu, clar. Clar. La ce-mi povestește tata Gicu Dobrin? La câte am discutat cu oamenii și ce spuneau, Ilie Balaci. Interesant. Da? Toți cam la aceeași vârstă rup, 17-18 ani. Încep să rupă, deja. Adică nu poți să-i stai, mă, că l-ai mai târziu 21, dar pe aia la 17 ani sau nu. E la 17-18 ani, așa ca om și ca persoană, Ilie Balaci de departe, Dumnezeu să-l ierte. Bine, și Gicu Dobrin, Dumnezeu să-l ierte.
Dacă a fost ăștia trei, adică ce să vin eu să zic acum cine? Poate că înainte de primul război, de al doilea război mondial sau de perioada interbelică am avut jucători pe care, adică veneau și spuneau oamenii, Ștefan Dobai Calu, Loții Rafinski, Wenzer, Bodola, Aurică Guga, nu i-am prins. Când începeau oamenii ăia și după cum scriau cronicile și le citeai, nebuneai ce făceau cu mingea. Du-te bă de aici cu ăștia. L-am avut pe Piția Polzan, se spune despre Alexandru Piția Polzan, Dumnezeu să lete că e mor și el de 40 de ani, că a fost primul libero din istoria fotbalului. A zis, Dumnezeu, terminați-mă cu Beckenbauer și cu prostiile astea. Beckenbauer e perioada modernă, umblă, el joacă cu... Nu că n-a fost uriaș, Doamne ferește, dar joacă cu de la cu bandaj pe mână, cu mâna ruptă și tot zi, mamă, Beckenbauer, tată, înaintea lui Armando Pichi, lui băieții și așa mai departe, a fost Piția Polzan. Piția Polzan scotea 11,4 pe 100 de metri, acum 70 de ani. Acum recordul e 96 sau cât e, Usain Bolt, 94, nu știu cât e. Da? Scotea cu... Azi când dădea cu capul, nu i se mișca așa. Nu i se mișcau firele de păr, că era dat cu briantină. Și dădea cu capul și nu i se mișcau firele de păr. Noi nu i-am prins. Ok, poate fi perioada romantică și oamenii înfloreau ca să iasă okay, da, frumos, da? Mihai Flamaropol, numele patinoarului, vara câștiga campionatul tot timpul cu Steaua, iarna câștiga titlul la hockey. Deci el a fost fotbalist hockey stand de zile. Dar nu se mințe pantaloni scurți. Preșul ăla de la ușă de teșteri pe picioare, nu. Un fel de Jordan când s-a dus la da, golf, dacă mai dar el lua titlul cu... În vremea aia am fost vreo 6-7 ani, nu vreau să greșesc, până 9 ani, în care, după modelul elvețian, se juca, se pornea în ianuarie, se termina în octombrie tot campionatul. Nu trecea anul. Deci începea ianuarie, așa. Și în anul ăla, omul s-a apucat în ianuarie de fotbal, terminau în octombrie și el din octombrie până ianuarie îl sucea la hockey, la CCA, la Steaua și lua titlul. De ce crezi că făcea chestia asta? De ce crezi că avea... Erau sportsmeni, așa se chemau ei. Era sport, nu poți să-l traduci, erau sportivi, erau pasionat. Tată, era sportsman. Când spunea el este un sportsman, că așa nu era sportsman, era sportsman la noi, da? Oamenii ăștia trăiau într-o altă societate pe care noi n-avem cum să o înțelegem acum. Ei vorbeau cu domnule, eu când îți dădeam, nu era cu cartonaș atunci, era că n-au fost cartonașe până în anii, dar te admonesta și spunea, domnule jucător, aveți grijă la conduită și ăla zicea, am înțeles, domnule arbitru. Păi cum vroia aia să nu fie fierți pe fotbal? Adică un fel de actual rugby. Exact. Dar oamenii ăia așa se nășteau, cum ăia se nășteau brazilieni, erau crescuți în altă, nu erau numai boieri, nu, dar asta era conduită atunci. Erau niște vremuri pe care noi nu le vom putea înțelege niciodată. Cum și pe Pele, pe cât ți-ai auzit să-l faulteze? Păi lui Pele nu puteau să-i facă dublă fractură tibie și peroneu, numai și ca un an. Dar omul dăduse 1000 de goluri. Păi tu când stăteai parte în parte și îl țineai pe piept, pe Pele, aici pe piept și el era cu spatele la tine, vedeai ceafa aici și urechile și ăla tocmai marcase 1000 de goluri, adică ajunsese la 1000 de goluri. Eu îi rupeam picioarele. Și a făcut și un film frumos. Da. Că eu acum dacă... Mi se pare unul dintre cele mai frumoase filme, atât de optimism și la da. Final când toată și lumea chiar invadează... Nevoie de... A, zici de Evasion o Victoria. O, Doamne. Da. Adică filmul ăla chiar m-a... Caz real. Ăla este caz real cu băieții de la Dinamo Kiev, în timpul cel de-al doilea război mondial. Ăla este caz real și există tot, cu oameni, cu tot, cu cronică de meci. Cum de altfel, unul dintre cei mai mari fotbaliști germani din toate timpurile, Fritz Walter, campion mondial în 54 la Berna, în finală, pe ploaie torențială, parcă văd și acum că am fost la meci, în 54, mâncaseră bătaie germanii de la unguri 8-3 în faza grupelor, erau The Mighty Magyars, Kocsis, Nándor Ideguti, Ferenc Puskás, imeni jucători, 8-3 în grupe, peste două săptămâni ajung în finală, bate Germania cu 3-2. Și în Germania, capitanul este Fritz Walter, care trebuia să moară în lagărul de la Sighetul Marmației. El este prizonier de război, e în lagărul de la Sighetul Marmației, se termină războiul și se face trierea. Și comandantul lagărului spune, ce paștele măsinații ăsta, mă, să plece în Siberia. În Siberia nu este mai mult de 3 luni. Și unul vine, ăsta e Fritz, mă? Întreabă Jufkov, îl chema pe comandantul lagărului. Și unul băiat deștept care îl văzuse pe Fritz Walter că juca, zice, nu bre, din Saarland, Sar, din țara Sar, din regatul Sar. Ce paștele măsia asta, mă, zice, e o țară acolo, pânge, băi, e neamț sau nu? Nu e. Să ducă în paștele măsia acasă la el. Și el se duce în Saarland, cum era în Sar, da? Asta se întâmpla în 1945, la finele celui de-al doilea război mondial. Grație omului ăla pe care îl văzuse pe Fritz Walter jucând fotbal înainte, ăsta e un ungur care intermediază treaba. Nu, e băie, din Ținutul Saarland. Bine, mă ducăm paștele măsile la casă atunci. Mai mă, tot friții în Siberia. El pleca în Siberia, media de vârstă, corect. 4 luni, care rezista. Adio. Și la revedere. Asta se întâmplă în 45, în 54 e campion mondial. Știi că am avut un campion mondial noi? Singurul campion mondial născut în România la fotbal? Iosif Posipal. Născut la Lugoj, emigrat în Hamburg, român, ok, nu sună rom,
tată e din Lugo și este campion mondial cu Fritz Walter în 54 la Berna. Avem un campion mondial la fotbal. E târziu și să evadăm și să mergem să cerem azil politic, e târziu și să ne apucăm de fotbal. Da. Dar nu e târziu pentru ultima piesă. Hai de capul meu. Asta e piesa care dă titlul. Ce aveți? Un jiglăr? Ce piesă aveți? O bucșă. O bucșă, da. Un delco. Iar cântăm? Dar pe toți îi chinui, așa că eu m-am uitat, n-au cântat mulți așa. Nu ți-ai bătut de tot joc. Ia. Nu m-am bătut de tot joc. Da, mersi mult. Sunt cu tine, fii aici. Acesta a fost unul dintre podcasturile care, de fapt, o întâlnire plăcută între doi oameni care au avut același nuc în bibliotecă. Îți mulțumesc foarte frumos că ai venit astăzi. Eu mulțumesc, Română. Doamne, pe nesimțite l-au trecut 4 ore. Și vreau să spun că merită să mergem și să credem în ceea ce simțim că aduce pasiune, mergem mai departe. Asta cu siguranță, dar o să mă faci de râs. Păcat că puteam să-i chem într-o notă optimistă, într-o cheie civilizată. Drept pentru care o să te ajut. You never walk alone. Through the you storm. Never sing alone. Yeah. Zici așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Păi și eu aici era Teoros sau cineva, nu era Cătălin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. Pentru tine n-ar fi prea puțin. Ai intuiție muzicală mult prea puternică. Fii atent aici. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Și aici am mai prins. Nici multe. Bravo, Cătălin. Motive. Oh, yeah. Ca să te iubesc. Refren. Toti, cântă și Toti. Eu te scrie Toti să ne... Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Are și voi, las-o, las-o așa. Las-o așa, așa că e destul. Las-o să zboare. Așa sunt ele, păsări călătoare. Te povristei, se știe. Mamă, mai e încă una să mor. Mie-mi place orice zi. Chiar ar putea fi zombi. Pe lângă perna ta. Hey! Hey! Îmi plac tu așa cum ești, da. Când mă cerci și când mă iergi. Te iergi speranța că nu te vei schimba. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Tu și eu. Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Și acum mai am ceva. Este, mă! Doamne, ce-am făcut pe aici? Na 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 na
Ia. Na 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 na. Zici că e răzătoare. Hai că ne batem și ochi de... Două lucruri se întâmplă acum. Eu îți voi spune că ai un cadou din partea domenilor Cuza. Acesta este pachet promo. Băi, tăticule, să... Acesta este al tău, dar atât de mult mi-ai sădit dorința de a intra acum în să citesc toată toată poezia Surusu și Roșimei, încât eu nu pot să-mi iau gândul de la ea. Stau cum vrei tu, dar dăm nu toată poezia, dar dăm o perlă de surâs ca să văd în vorbele tale cum ai simțit tu poezia. Ești bagabond de bagabond. Nu. Unde sunt? Uite, îmi trebuie doar ca să iasă nenorocire omenească. Așa? Îmi trebuie la final oda bucuriei. Slavă ție stea curată, voie bună pe pământ. Atât. Atât, ok. Da? Da. Deci finalul e, dă puțin asta ca să-i dăm băiatului, dă și unde ăsta, stai să, ca să-i zic cuvântul cheie când se bage oda bucuriei, da. Ca să fie fără montaj, fără nimic, adică ori facem... Da. Asta, da. Dar, inima... Oda bucuriei care se sună așa. Perfect. Mai soft sau mai puternic? Nu, așa, exact așa. Perfect. Perfect. 36 de ani că suntem în 2023, de când am mai recitat-o integral. O să rog publicul, telespectator, frate și prieteni, dacă mai greșesc, dacă mai am pac, să înțeleagă faptul că este o poezie învățată la 11 anișori și acum bunicul are o etate de 47 de primăveri. Da? Să rămână la fel. Da? Deci, de gata. Bun. Stai așa. Pa, durere, pa, dodel. Stai să trag și ăsta deoparte. Ce faceți voi mie? Gras burtos recitând Surusul Hiroshimi. Stai să-mi intru în rol. Pământ. Pământ tăcut. Tăcută. Cu pielea pârjolită, cu statura goală. Iertare, Hiroshima. Iertare pentru fiecare pas ce-l fac, ce-l fac cu teamă. Iertare pentru fiecare palmă de pământ ce ascund un catafalc. Parcă a strigat pământul călcat de mine. Mamă! Oh, harip, dă văzduhule de smalt să fiu ușor ca tine. Să mă înalț, să nu ating cu pasul nicio rană. Să taie pasul aripa-mi, îngerește, dar... Scăpărând din miile-i de răni, se apropie de mine Hiroshima. Se apropie și se înclină lin. Și îmi face semn. Poftește, prietene! Și vezi ce a fost, ce e și povestește. Cade un carâm sonore, pavajele răsună, trec mamele cu prunci în spinare împreună și boncăne-n galenții de lemn ducând spre munci femeile grăbite cu somnoroșii prunci. E dulce greutatea și mică ești distanță când știu că în spinare povara e speranță. Speranțe. Mutilatul ieșind din vis, presare! Și tot pe rogojină, și tot fără picioare, și-ar vrea în vis să noate din nou și să viseze, ce nici în zorii aceștia nu i-au trimis proteze, și plânsul gât îi suie, dar în sugrumă, nu! Și-l doare amintirea picioarelor acum, se vede rău în luptă, război în Filipine. El este cel ce aleargă și aleargă pentru cine? Și în urmă, prăbușirea. Spitalul. Și apoi, oh, unde-i cel ce teafăr plecata la război? Speranțele aleargă cu pumnii strânși la tâmple.
Speranțele se întreabă din ochi, ce o să se întâmple? Speranțele ducându-și la buz un deget pal, se îndepărtează. Taci! Lăsați-mă să plâng. Căci a murit speranța. A fost asasinată în plină zi. Acum aduceți-mi din ceață cea mai cernită haină și așterneți-mi pe față un văl imens de fum. A vrut să îmbrace pruncii și iată-o goală, mută, ucisă în fața noastră sub reș de rămături. Urăcean mi-aduce fierbând, greu de cucută. Să-l beau să-mi stingă stila mâhnitei mele guri. O, mare! Împrumută-mi să îmbrac atale zale și înaintând cu ele, sclipind spre ucigași, să-i scuip cu milioane de valuri infernale, să-i îngenunchi în fața speranței moarte. Lași! Marea tace. Taczările-i pustiu. Și ucigași în taină, ca viermii grași se zbat. Grăbiță o ridice. S-o zvârle în sicriu, dar inima speranței din mâini de-a și zburat. Unde te-am găsit, bușcațeași nasul tău, Doamne, unde te-am găsit, unde te-am găsit? Cine ești tu? Dă-mi-l pe oprișoară înapoi, dă-mi-l pe oprișoară înapoi! Lasă-l pe omul ăsta de aici! Dar așa ar vrea să mor! A-M-I-N-T-I-R-E-A este unicul rai din care nu putem fi alungați. Amintirea este unicul rai din care nu putem fi alungați. Doamne! Și tu la 11 ani ai făcut chestia? Da, pe scenă. Tăia tot cu haina tăiată și mânjit de sânge. Și cu haina ruptă toată, pe vremea lui Ceau. Și ăia venind în costum de pionier. Și maica mea care lucra acasă, la modă Dumnezeu să ierte, îmi făcuse un o cămașă tăiată, cu așa zimțată, ca copilul ăla așa, și cu sânge pe față, cu boșă. Și ăla a zis, poziția a 52, cum se anunța? Eu fiind în culise, nu mă vedeai. Ăla acolo. Și am făcut doar semnă lui ea, ți-a dus tata și a vorbit cu ăla, vedeți că el o să cadă de două ori în genunchi, să cobă, ce-ți face? Dă-i seama ăla. Ce face, o să cadă așa. Dacă microfonul rămâne și el acolo jos, el țipă, dar nu se aude în sala aia mare. Și am zis, las eu ce trebuie să fac. Păi să-i cobor la nivelul lui. Ok? Și ăla a zis, poziția 52, Cătălin Oprișan, clasa a 5-a, școala 156. Și am apărut așa. Și în față în juriu, vedea unul atâtic, am mânjit tot pe față și cu un costum tăiat. Și aici am mai făcut taică meu, când pica bomba atomică, taică-mi lucrase la radio, și mi-a făcut bombă. Și ăia în sală, băi, știi? Ăia toți spun atunci cu fireturi, cu Ceaușescu, cum era? 87.